Le Gimpu, cum spuneau polonezii, bonjour maman. Bonjour maman, da? mă rog, clar că să în franceză, cum zic polonezii. Limba rusă nu știu bine, pe moldați am uitat și când dau să govresc mai bine, fac o șip și la pronunțat. Mihai Gimpu, I am back. I că am stiu... pele. <laughs> tovarășul Mihai Gimpu, tovarășul Gimpu. Ascult, mă rog, Mihai, Voronin. Pașol, vonă s-o dat. Pervea pulică, să te o zanevoi golov. Eu altceva nu, nu înțeleg. Dumneavoastră, cum v-ați decis atunci, în 2016, să intrați în mulțimea și când... Eu n-am spus nimănui pe... să fie în premier, am să spun. Eu am înțeles mai târziu ce s-a întâmplat. E, Gimpu! S-a aruncat unul asupra mea. Eu am fost lovit până la cameră. Iuda Trădătorul. Cum adică să închipui tu? Iuda și cu Iisus Hristos să iei de vorbă. Zice. Dodon, care e trădător din de neam, de țară. Hoț, care s-a făcut miliardar, dacă nu miliardar, Симафак меня юдаш и люда, зектари мари мязы бедонку гандон. Я пахару это, лакшно и пахар? Mm -hmm. А ты мешара? Лофел. Лайаш, лаклюж, даланов горош лапсков. И стакан, пща виной кому наги. Я т у не пахар пахара тибеск мамы, пине, грил. Acolo trebuie să Invitatul din această seară este Mihai Gimpu, președintele Partidului Liberal din Moldova, ex-președinte al Parlamentului, ex-președinte interimar al Republicii Moldova și, bineînțeles, moșul domnului Dorin Chertoacă, ex-primar al municipiului Chișinău cu trei mandate, Domnule Gimpu, cum spuneau polonezii, bonjour maman. Vorba asta cu bonjour maman era o conferință de presă și în limbajul polonezilor este o, o vorbă franceză, ca și la uh -huh. noi mulți sunt, da, știți? Și eu, nu știu cum mi-a venit, mi-am amintit de, de vorba asta și căutam vorba asta și nu o găsăm. aici dar era, aici era conferință zic euh, bonjour maman, mă rog, clar că să fie în franceză, cum zic polonezii, dar era cu tot o altă vorbă și urecheanu zice, păi asta e, e limba franceză. Știu eu, domnul urecheanu, că să-ți vorbește <laughs> franceză. Așa mi-a ieșit acum din momentul. De acum au rămas ce ține de moșul unchiului Dorin Chirtoac, eu am mulți nepoți, nu numai Dorin Chirtoac, am slavă Domnului și prin Germania nepoți și prin Marea Britanie. Nu, și... spui, când, spui, Mihai Ghimp, cumva deodată te duci cu gândul la Dorin Chirtoac, nu, este... Nu, cred că mai mult te nepotul... duci Mihai Gimp, te duci cu gândul la Gheorghe Ghimp, la Simion Ghimp, uh -huh. că aici e vorba de nume. Dorin e nepot pe linia sororii, Valentina, așa că Mihai Gimpu deodată duce la frat, uh -huh, uh -huh. la părinți, la neamul uh -huh. Gimpesc. Dar acest bonjour, Maman, acum mai este actual în viața dumneavoastră? Nu, dumneavoastră asta a fost mai... atunci de moment, asta uh -huh, a fost de moment. Uh -huh. Uh -huh. Nu mi-am că eu, era o conferință, îmi pare că de, de, formarea unei alianțe și nu mai se, că mai mult, să nu mai eu cu domnul Recheanu. Uh -huh. Și asta a fost o scăpare și nu știu cum de moment, în loc de cuvântul cealaltă, eu nu-l nu nu-l nu amintim și am, am uh, luat și am uh, Spus bonjour maman, că, mă rog, bonjour maman, toată lumea știe. Că uh -huh, uh -huh. E, dar nu e nimic în asta, deci bolonezi, nu zic bonjour maman, sigur că zic, și ei cum spunem și noi. Deci, nu, ei, e dumneavoastră... Bun, um, e bună uh, ziua, e, ia uitați-vă în ardeală, de unde a luat cuvântul ăsta servis. Servus. servus, eu știu servus. Servus, da, nu servus, da, servus, da, servus, servus, da, pardon, servus la mașină. Da, servus ca ei. formă de salut. Și există, este o formă de salut care nu uh -huh. e românesc cuvântul că nu e nimic în asta, mă rog. Eu voiam să. Este zic... imposibil ca să crezi că eu nu deosebesc limba poloneză limba franceză, că eu am învățat franceză la școală. Mm -hmm. nu? Mm -hmm. Eu voiam să zic Engliza. că dumneavoastră cu domnul Voronin sunteți campioni cumva la div diverse expresii, chestii care cumva s-au memorat, să zicem așa, în generația noastră deja nu, ăștia care crește. În genul, ca să vă spun, <laughs> eu, eu nu sunt Mihai Gimpu cel care mai vede lumea la televizor. Eu, sunt totul alt, Mihai Ghimpu. Aici trebuie să fii mai solid, mai, nu știu cum, așa. Eu sunt om simplu, merg pământ, sunt foarte glumeț. E, e, cum spunem, una e Mihai Ghimpu în politic, și una e cu totul Mihai Ghimpu în afara politici. Acasă, în familie, peste tot. O, iată că vorbiți de, de acasă. Așa cum dumneavoastră menționați, atunci când spui Mihai Ghimpu, automat te duci cu gândul la coloniță. Mihai Gimpu întotdeauna, Casa Părintească, Colonița, acolo eu sunt, de acolo eu sunt. La noi este destul de cald aici în studio, dar noi ca să mai încălzăm o leacă atmosfera, la noi azi o a plouat. Puțin. Și acum puțin. Întrebarea mea cu numărul 1. La Coloniță au crescut Bureanu tare? E, da, a crescut. Ieri am prășit că acolo unde mama, noi avem 30 de ani la Casa Părintească. Uh -huh erau 40, dar au mai dat la un văr care m-a scos în veleagă. Mai știți voi, am avut și proces pe la Curtea Supremă. Urma m să vă întreb. Da, și uh, le levadă și pământ arabinului, semana porumb, fasole, ce trebuia mm -hmm. pentru gospodărie. Și acum, clar că erau găini, curci, mama, că cu a fost bolnav și a sânul de toată viața, curci, găștiri niciodată, n-am văzut la noi în curte. Și acum eu să un pepini și vers, și roșii, și galben, și... Și chiar ieri am împrășit, fiindcă am pus semânța am mers și am arat a doua oară primăvara asta, de mm -hmm. două ori, era burian, a stuam și acum, toate ploile care au fost. Da, au fost ploile. Și am ploi. fost nevoit să a ieșit foarte repede și am mers jumate. Mi-am mai rămas jumate, n-am reușit, fiind din cauza că am avut un mic... Nepotul cineva. vă ajută poliac la prășet sau e, e, cine este mâna de ajutor? Generația voastră cu prășet, cu sapă, pe voi nu poți miza. No, am mulți nepoți să parte de... Minte, odată că am invitat pe doi să mă ajut când facem reparații la casă, am schimbat acoperișul atunci m-am zis trebuie să ridicăm în cu un... Uh, Chirpici, spun, la noi moldovnești, e cotilez, dar nu știu, nici uh -huh. un, și altul, parcă nu e cuvânt românesc. Și clar că s-a ridicat uh, și tavanul și trebuia să uh -huh. bat colțarii ăștia de metal, ca să punem, uh, scândru spui lutul. Și am chemat doi nepoți și când mă uit, da, Inus. Zic, voi v-am chemat să țineți de colțul și că e șase metri de acolo, că nu poți. Uh -huh. Eu puneam când eram singur, legam o oață, băteam un cui, stătea acolo și apoi începem din cap și ala să bat uh, scândura în uh, grindă. Și nu stric, nu când mai voi sus, îi s-a urcat pe casoaie și Dacă îți la oraș, la balcon, zic, băi... Așa că, nu știu ce se întâmplă cu generația voastră, dar eu înțeleg, sigur, s-a schimbat, tehnologii tot s-au modernizat, e altă viață, internet, una alta. de așa și în sate nu mai lucrează cu sapă, gata, adică așa în Europa, cu pesticide, cu tot, absolut, gata, sapa, numai pe acasă, pe în jurul casei, Dumneavoastră menționați despre o rudă. Este vorba despre Vladimir Gimp. Vladimir gimp istoricul? Da, care e despre acel conflict dintre acel, uh, acel pământ. Casa. A, nu uh, da, este Vladimir Gimp mai tânăr, e nepotul lui uh -huh. și nepotul meu, istoric, dar asta e mai vârstă ca mine. E îi spunea toată viața, eu îți de la Vladimir care mm -hmm. ruga pe să-i dea loc de casă, fiindcă copiii mătalii învățați și o să fie la Chișinău o să aibă un nepoț, să-ți dea o candiab, și la urmă nu e de nevoie că dau, dar eu, nu pot să mă duc cu vițelul sau cu vaca la deal sau să în partea asaltă de sat, era marginea satului, acum s-a lărgit să trec în partea asaltă să mă duc să conjur sat conjur sau pe mijloc satului. Eu trebuie să am la deal, că era liber, da? Era, era o, o, la, frumos, era era un land de lavandă, meroa asta era frumos și pe urmă erau veii. Și el a zis că da, și când au făcut casa, nu a lăsat loc de... Și tata ei păi, ei păi, nu ne-am înțeles. Eu atunci eram în serviciu militar la Ruș, nu, uh -huh, nu eram uh -huh. acasă. Și am venit și... I-am mai dat încă o 2 metri la vale ca să-l las tot și prin fața cască. a fost prin spate. Nu să zic, bă, ai o brază, nu? Tata e bătrân, cum să ducă? Duceți visel la deal, să umpli împrejur, că trebuie să mergi mult ca să trecem partea asta de... Și i-am mai dat 4 metri, două, cum zic moldovenii, două mitrofșii. Uh -huh. Și gata, a rezolvat problemă. Foc ieșire la deal, trai. trebuie sa, poți să poți să-mi să ari pământul cel acolo. Acum când s-a pornit reforma asta și au început să elibereze titlul astea de proprietate, uh -huh. o venit și întreba cu cine ești vecin? Am întrebat pe dânsul și el nu zice că e vecin cu, cu uh, Irina Gheim, cu tata deja decedasă. Tata încă în 80 s-a dus, mă să-l ierte. a fost prin anii 90. Uh -huh. Și el zice că e vecin cu Galea Cernei, dar de fapt era vecin numai cu noi, fiindcă în partea de la Vale e casa părintească și în partea cei unde ne-am înțeles cu ieșire la deală, tot e a Adică, de rus cu... Și mi într-o zi, îmi spuneam că o săteam, zice, măi, tot eu cu politica de la Vale, că să iei de grabă și casă. Zic, cum adică? Păi ea că, zicem, el are titlu pe... Și eu mă duc la și că da, el e vecin cu galea, aici nu e dumneavoastră. Și eu zic, băi, Zic, tu ai obrazul, nu? De că zic, dă aici, pământul Bunelu? De zic, Bunelu, eu dar lui acolo și lui tata mea aici. Du-te la tatu și fă de gospodare. Acolo a rămas sora lui mai mulți, dar aici eu dar lui tatu, și nu poți să faci procrezi. Dacă... E, și atunci am fost nevoie să merg în judicat. Și am câștigat, am judecat, fiindcă el o venit, o schimbat, o scos poartă, o pus gard, mm -hmm. o construit o da, toaletă acolo. Dar eu fost juridic zi, zi, profesionist, și am lucrat un pic judecător și cine s-a dus nepotul, zic, tu să a să la fața locului, zic. Eram prăștind, era o rușine pentru noi. Judecătorii și la fața locului și zic, să iară zbălămările. El au spus cu o au pus garda. Bă, la nu le-au scos. și cum ne-au făcut vece eu și el așa cu șorul în sărân și așa să arăt că e proaspăt făcut. Și că tot au văzut și e clar, adică că e minciună. Și a pomenit încă și fost președinte de Sfânt de atunci și a confirmat că, i s-a dat 4 metri la vale și s-a hotărât în ieșirea asta la deală. Dar ce? Nu mai iese acum, mai l-au luat Dumnezeu și l-au dus și pur și simplu au făcut și neam. Că noi nu au fost de problema. Iar că acum când am făcut gardul la corunța am reparat și am făcut gardul, a întrebat vecinii. Cum vezi gardul? Așa? Nu, o să nu, mai, 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 spre noi. Pum, mai, 20 de metri, jumătate de metri. Și mai contează, nu, nu lucrez, obosești, dacă eu 30 de ani, obosesc să lucrez. Cosăsc în fiecare 5 zile, 7 zile iarba. Sunt patru grădini, două de vie și două de levadă. Pro mi să îmi pare că -s. În șapte zile trebuie să cusești. Da. Când da. nu pe urmă una alta, cureță. Este de lucru. Acum de trebuie să legi vie, vița de la stare, cum mai zici popular. Da, că acum... Așa că... Pur și simplu, cineva cu -și candidate l-a la toți din partea unui partid care... Aha. Nu, e clar, dar. da, roșca am a atunci. Băieță îl roșca mai bine. Zis. Dumnezeu Domnul roșca, da. Dar știți ce mi-a tras mie atenție? Că el, numele de, de familie, l-are Gimp. Dumneavoastră sunteți Gimpu. De ce am să explic Gimpu? eu de ce. Noi nu numai că suntem... Uh, uh, corect, românești, e Gimpu. Da. Așa? -i? Așa. Rușii nu au schimbat nu numai... La noi presupun optul să schimbi Gimp în uh, sau Gimpov. Mm -hmm, da? da. Și -o Dar au luat U. Uh, și când te uiți în România, toți dincolo, în Galați foarte mult Gimpul, la Iași, că uh, eu n-am găsit aici, uh, deci este bunelul Ion, strebunelul Gheorghe și mm -hmm. Strebunelul Ion și mai mult în la noi în arhivă noi. Deci înseamnă că e venit de la Iași, că nu puteați veni la Galați, că e prea departe. Și unul mi-a trimis de la Iași o fotografie înainte de al doilea război mondial, un magazin de uh, să magazinul, magazin de... Uh, magazin, uh -huh, cu uh -huh. numele Gimpu. Deci eu distrag de concluzia când au venit Ion Gimpu la Chișinău, a cumpărat pământ la Colonița, Uh -huh. Și de aici s-a, pornit, fiindcă strada unde locuiesc eu, Ciocana Vechi era așa, ca denumire, era colonistă și Ciocana Vechi. Toată Ciocana asta e denumire de la noi vine. Da. Ciocana, noi ne numeam Ciocana, pe urmă aici am venit în vale ca țapii ăștia, unii se termină orașul, ei și-au luat Ciocana, nou, da, nouă, nouă e Ciocana. Noi de-am îndemnit Ciocana veche și când de-am s a format sectorul Ciocana, eu am rugat consilierii la Colonisa să păstreze măcar denumirea și strada se numește Ciocana Veche. Dar... Și, de exemplu, frații Gheorghe și Simeon născuți până la ocupație din 40, uh -huh. scris Gheorghe și Simeon Teodorici. Noi după 40 suntem Mihail Fiodorovici, Valentina Fiodorovici, Viserion Fiodorovici. Adică aici e clar că a avut rolul rusificarea și falsificarea numelui și prenumelui. Deci dumneavoastră sunteți născut uh, Mihai Gimp. Dacă îi luăm pe perioada sovietică. Da, 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 sigur că da. Certificatul de naștere, GIMP. Și dumneavoastră când ați schimbat în gimp Deja când am devenit... În armat încă, când m-am întors în armat. Când mi-a făcut pașaport din armat... Ați renunțat și ați... Da, corect, e numele gimp și mi Foarte rar Dar numai în... Certificat de naștere și în pașaport, restul la școală, la universitate, eu tot am fost gimp primăvara spunem pământ, vorba moldovianului. Da. Toamna strâng roadele. Da. Ce punem pământ de obicei, an de an, Mihai Gimbu? Nu, anul ăsta m-am redus numai la roșii și la, castra, la da. Uh -huh. Da, mai mult nu, nu am, usurel am de astoamnă, toamnă, am de toamnă, că o rămas așa, era mărunțic, câți clasă, o crească la primăvară și a crescut și în rest, nu. E via, levada, cereș, gutui, peri, peri și drept, peri și caise, le-au înghețat, nu, nu o să avem uh, anul ăsta, și caise. De, din păcate, n-am de asta, n-am cum să Vii să de am diferit, am castel vechi de pe timpul când eram încă bunelul, mm -hmm. de tata, și fratele Gheorghe a sădit două sau trei rânduri de Sapiravi, vise mm -hmm. de asta georgiană și o păstrez, am mai adus de asta de masă de mâncat și eu nu beau vin, că m-am deprins, m-am fost bolnavă și cu suc. Și acum fac gust în butoi de, de biere de bere de 50 de litri, dacă ați auzit, da, da. de aluminiu, tot deodată must, cum o scos și îl și îl păstrează dulce. Ei, și mi-au rămas și niște mus și am, avem 100 și am făcut 40 de litri de vin. Am, am cumpărat puțin Cabernet, pe aici un mus și un vin de, de Cabernet cu sapirave. Cred că nici Franța nu are așa vin sau cine mai vinde italieni și alții. Și cam asta, adică în rest ce să... Cartofi, M am săturat, de strâns gândaci, că am fost și mic și mai încoace, dar de eram deputat și... E nu și de, scoate, deputatul, știți era obligat să aibă telefon. Și m-am... Mi-au conectat telefonul acasă și m-am una, două suna. Vin acasă că sunt gândaci, vin să strângi gândaci, vin să tropiești. Și nu m-a pus să aduc telefonul în casa asta. Așa că eu, eu sunt trecut prin foarte multă muncă. Eu nu sunt ținut într-o parte smezin, toți mm -hmm. au plecat, eu am rămas ca și acum. Toți au plecat pe lumea cealaltă și tot eu am rămas și am grijă de gospodărie, ca și în copilărie. Așa că am muncit, șparchet și, și am tincuit și acoperișul și l-am pus și tot, tot ce vrea, am făcut la gospodărie aceasta. Așa că munca fizică, eu de prins, mă luam la deal, la prășit, la sfieclă, la porumb, la... Ei, ce să vorbim? Este o mare diferență între copilăria de astăzi și copilăria noastră de atunci, în anii 60. Care copilărie atunci era? Înainte de a, a trece la ale noastre sfinte în politicul nostru, moldovenesc, eu am o întrebare tare curioasă la dumneavoastră ca să facem cum Rusul Moldova, Pstanovca, Oleg Țăcă. o Spune o poezie din copilăria mea. Spuneți. Pe s în acno, lejit lapte malaco, iar sabaca câinele, hocit cușat laptele. A să din copilăria asta. Limba rusă nu știu bine, pe moldavski am uitat și când dau să govresc mai bine, fac o și l-a pronunțat. Astea sunt două care sunt minte din copilărie. Înseamnă că fără rusizmi astăzi. Da, și mai m-a rămas în amintire, era unul moș Kirchei, care ne-a învățat denumirea satelor din prejurul coloniei Prescurtat, da? Colon, colonisa, colon, monon, așa că n-am chilt-o în cu niscan, cu jomane, varea, dubăsar, sacai, valea, maxim, buga, mere, sângeri, pai broască, bui, mușeri, dar nu mi-a să țineți minte. Ia că din corpul Eu sunt la poartă, era bătrân, era cu niște mustăți, interesant, era moș George Hirhei. Ea e zăi la moș să vă înveți o poezie, știți, satul în prejur că v-a să că paște Și ea că uite așa. Eu, eu, aveam memorie și acum, tu, un, să, i-am zis că eu mă mir, foarte repede măs-am poezie. Mama nu crede. Mama a învățat. La joacă, la... ieși învați poezie. Mama a învățat-o, spune avea o memorie foarte reptimă. Și că de, 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 posibil memoria asta și... Într-adevăr, sunt multe sate să-i să că o să minte. Nu, nu, e ceva care zice în fiecare zi folosești. Da, cuvântul și nu poți să-l... Mm -hmm. mm -hmm. El El îmi a o dată în 10 ani de el. Nu, no, oricum, eu uh foarte rar, dar măcar tovarășe spate. Tovarășe și în română, tovarăș de muncă, Domn, de, de luptă. De... Ne-am obișnuit tovarășii nu... Mihai Gemp, tovarășii tovarășe Gimp, ne-am obișnuit. Domnul e corect. Domnul Eu a, mă mai spun o poveste. Lucram la o bază de comerț, a, la peticanele, le-a fost înainte, cum să mă angro. Așa. Și jurist, și Mihail Fiodorovici, Mișa, și, și le-am spus, dragii mei, eu vă vorbesc limba voastră, limba rusă, dar voi vă adresați Mihai. Nici un Mihail Fiodor și nici un Mișa. Ei veneau la mine, că ei aveau nevoie de consultații lui eu. Și încet, nu vreau eu, ei spuneau, strigau, eu nu auzeam. Mergeam de parcă eram în avion și nu s-a nimic. Până într-o bună zi, mă sună directorul direct pe telefon și zice, Mihai să zic, o, și acum când o șef de depozit, am venit într-o dată la piața asta era aici la unui Aleoșin. Da, la Rășcani, sector Rășcani. Valentina, șef de depozit, treia atunci, vedea deficitul, și vindea cipiși. Și ea zice că nici în cap, nici în minte să treacă nou atunci, ce, de și de ce dumneavoastră insistați la numele Mihai? Și acum am înțeles de ce. Și ce dumneavoastră zic, păi trebuie să înțelegeți că nu e corect la noi acasă, zic, să, să veniți, să ne impuni, să vorbim, să ne schimbați numele. E că tata la toate l-ați făcut, Fiodor. Zic, cum așa? De ce eu sunt Mihail Fiodor? La ce la noi nu există? Asta e la ruș, la slavi, adresarea asta. Așa că viața S-a schimbat cu totul. Adică avem ale noastre și eu nu sunt doar în front popular. Eu într-o familie de intelectual. Exact. dar spunem, noi intelectual mare a fost, a fost învățător cu șapte clase la români. Era carte serioasă. O predat la clase clasă la... Chiar eu predat la fraților Gheorghe Simion, Simeon, Badegic și băița Simeon. Și când au venit rușii, l-au impus treacă la grafia Chiril și l-a refuzat și l-au dat afară. Dar oricum l-a luat pe urmă și făcea documente în colhoz că o venit de cu fundul gol, că nu aveau o carte și nu știau a scrie. Întrebarea mea este simplă. Iată, pe parcursul vieții, în copilărie, acum în prezent, culoarea preferată a domnului Mihai Gimp, care este? Uh, culoarea care uh, luminează. Mi, mi place tot ce e viu. Culoare deschisă. Cred că, nu știu cum voi copilării, dar noi când eram mici ne așezam și ne uitam la, la, stele. la stele. Mai vedeți acum stele pe cer? Că era înainte. Era Vorba ne luat și stele de pe cer. De da? La... Nu mai sunt stelele era foarte frumos. Adică tot ce, ce îi bate în viu. Da, deschis, culoare deschisă. Da. Dar dacă când a început să de zi, sigur că am trei culori. Asta e indiscutabil. Iată... Albastru, galben și roșu. Sau cum merg ele. Un partid din țara noastră cu culoare deschisă. Din Republica noastră. Din Republica noastră. Acum duminică au făcut sau mai bine zis au organizat o adunare națională cu genericul european. Nu națională. Așa se zice. Bine, punți întrebarea și eu îți vă răspund. Națională, să zice. Da. Pe noi oameni pur și simplu nu o să ne ierte dacă noi, pe dumneavoastră, nu o să vă întrebăm dacă Partidul Liberal în frunte cu Mihai Gimpu a participat la adunarea asta. Haideți să începem de la denumire. Deci a fost cu adevărat anunțată adunarea națională Moldova-European. Eu am criticat, și alții am văzut cu criticat, nu poate fi numere de donare națională, bine zic că noi i-au dat marea donare națională, pentru că când vorbim de națională, asta înseamnă națiune, iată cum a fost uh, Marea adunare națională de Alba Iulia din 1908 când s-a Transilvania uh -huh. și Marea Donare națională din 27 august 1989 unde noi am cerut limba română și alfabetul latin da? asta e a națiunii române, limba și alfabetul sau unitatea. Dacă vorbim de o adunare moldova europeană, aici e cu totul altceva. Și a fost auzită, fiindcă dacă s-a observat, sus la scenă și chiar chemarea asta care era uh, public făcută, nu mai se auzea cuvântul rațional. Așa așa, adunarea Moldova-Europeană. Așa e corect. Deci noi facem, suntem o parte din națiunea română, o parte din poporul român. Noi nu suntem popor moldovenesc, nu suntem națiune moldovenească, cum vor unii, cum ne-au impus nou rușii, fiindcă mulți vorbesc că, că chiar și-o mers cu politica și actuala președinte, o mers că să unească societatea, că e dizbinată. Păi dizbinată societatea la noi din 1940. Crănuit proști și hoți și-au lăturat să în Siberia, împușcat de la pământul, la taverea și s-au făcut boieri. De atunci, adică Oamenii care pro-Rusia uh, și oamenii pro-națiunea uh, română, România. Pentru că România, Moldova formată, Moldovie. Uh -huh. Păi și atunci care e problema? Deci trebuie să întâlnim de ce e nostru. Și uh, sigur că am sunut această uh, idee și am participat. am fost duminică, am scris un articol pe pagina mea. Dacă vreau să l -ați citit, și am zis că sunt mândru de conaționalii mei, pentru că am făcut o comparație cu Marea Adunare Națională din 1989, când atunci toată lumea vrea limbă și alfabet și când spuneam, scandam limbă și alfabet sau acum trăiesc uh, trăiască unui european sau uh, Europa sau Moldova ardeal sau românească, asta înseamnă ruperea de cei care ne-au ocupat. Sau îndepărtare la moment cât e posibil și apoi rupere definitivă prin unire. Așa că acum lumea care a venit în piață n-au venit toți de dragoste cu susțin pe doamna președinte sau pasul sau uh, uh, nu mai integrare europeană. Pentru că integrarea europeană poate fi pe două și ați vorbit despre asta. Dar au venit pentru că aici, stă, ca și în 89, ruperea de, de politică politica imperialistă a Federației Rusie. Și toate adunările care au avut loc au fost anume în această direcție, să ne rupem, fiindcă este clar pentru oameni că oștenizează că cât mai departe de ruși, cât mai bine de noi. Dovadă este și uh, războiul de Ucraina, de astăzi războiul din 92 de la noi, din 2008 din Ucraina, ăștia nu sunt oameni civilizați care se înțeleagă odată și odată că timpul războaielor de cocirea teritoriilor a trecut, că au fost multe imperii, țări. Și au și acum unii colonii care și săruie, Dar timpul războaielor s-a terminat. Ei în continuare vor să fie cei mai puternici, supra sau nu ca doilea după Dumnezeu, doar poate și mai mari ca Dumnezeu, să Și de aceea am participat și am sănut această idee, fiindcă Integrarea în europeană nu ne încurcă să facem unire să revenim la casa noastră părintească, da? Română. Fiind în Uniunea Europeană, acolo sunt valori. Drepturi, libertățile. Fiind cu Rusia, s-a terminat. Ne întoarcem înapoi la umilință, la limba rusă. uitați 30 de ani de și că noi nu folosim... Nu, nu, nici eu nu pot spune, cunosc toate cuvintele în română. Pentru că v-ați la facultate. Eu am, eu am început să învăț termologia juridică prin dicționar. Când mi era nimeni la noi concetățenii de-a mei, conațional de-a mei și eu trebuie să vorbesc și în limba rus. Și eu am început să deschid un dicționar să mă uit cum e cuvântul ăsta în român, isteț, atfiecic și așa mai departe. Adică asta e problema. Și de aceea uh, am salutat și salut orice partid care are obiectivul de a ne rupe, de imperialismul rus, de interes federației ruse în, în spațiul nostru românesc, noi chiar și prin faptul că ne-am adunat la propunerea coaliției pentru unitatea și bunăstare și am semnat patru partide cât acolo am fost, declarația asta. Am spus că da, eu semnez, nu insist să fie scris acolo că mai este și a doua variantă de integrare în europeană pe unire cu România și mai repede o face, mai, e mai sigură, fiindcă când vorbim de integrare europeană avem nevoie de votul a 27 de state. Dar ce se întâmplă dacă, scuze, nu câștigă războiul Ucraina? Și rămâne, sau, sau durează imaginea. acest război. Prezența armatelor pe teritoriul Ucrainei e... Siguranța noastră. Sau... Siguranța noastră și pietică lor de a se integra în și în NATO. De ce au făcut și la noi și au dus forțe pacificatoare și mi ca și în Georgia? Pentru că Prezența armatei străine nu permite statului să integreze în Uniunea Europeană și în Alianța Nord-Atlantic. Asta sunt lucrurile. Domnule Gempa, eu dacă sper să nu greșesc, că aici cumva am scăpat memoria, dumneavoastră de meserie sunteți jurist. Da. Iată, haideți să ne imaginăm un scenariu. Noi intrăm în Uniunea Europeană ca stat independent, Ucraina la fel. Noi suntem deja în comunitatea europeană, bine, mersi. După ce noi intrăm în comunitatea europeană, să zicem așa, fără a reîntregi țara, fără a ne uni cu România, noi am putea să reunim țara, vorbind aici, nu știu, juridic, ca posibilitate. Adică România, țară europeană și noi, la fel, separat, țară europeană. Am putea să facem o țară comună? Sigur și cum asta ar fi Pentru că nimeni nu ne ia dreptul de a promova această idee, că un european înseamnă dreptul la exprimare, dreptul la promovarea valorilor, libertatea individului, drepturile omului, uh -huh. libertățile lui. Eu am avut această discuție cu fosta cancelară germană Merkel, doamna uh -huh. Merkel. mi-a mi zis, da, ce facem cu actul Helsinki? Actul Helsinki spune că nu pot fi să unească două state sau să schimbi hotare între două state pe cale armat, forțat, dar pe cale pașnică, poftim. Și exemplu avem Cehoslovacia. Da. S-au dispărțit frumșel, au împărțit teritoriul, cum a fost cândva în vechime, ăsta e Cehii și ăsta e Slovacii. Adică nu e problemă. Mai rău cu rușii dacă o să fim, că rușii nu mai dau voie. Că... Deci s-a întâmplat din 1812, de când au ocupat pe Ne-au făcut... când nu exista România, da? Noi eram români. Limba română. Uh -huh. Cum a apărut România în 1859-61, da? Gata, au zis, dacă spun că ei sunt români, înseamnă că atunci apare întrebarea, de ce ei sunt cu rușii, dar nu cu românii? Și ne foc făcut moldoveni. Și limba moldovnească. Să ne deosebim. Pentru că nu prea sună să spui că în 40 tu ai liberat români sub români. Când spui moldoveni sub români, cei care nu cunosc istoria și nu știu un gener, mulți nu cunosc cei cu Republica asta, Moldova, unde să află și cum. Asta m-am convins eu personal dar Și ei foarte bine au, au construit această teoria lor și cu ei este exclus. N-are sens. Ei au vrut să distrugă această națiune, fiindcă ei sunt supărați și cred că noi ne-am așezat geografic între slavi. Rusia, Ucraina, Serbia, Bulgaria. Noi suntem mai vechi ca slavii și nu pot să ai pretenții față de noi. Înțelegeți? Uh -huh. Adică noi, românii, ne-am curcat să unească slavii Păi ei s -o așezat după noi, nu noi după dânș. Dar asta e o altă problemă. Ce sunt de istorie, problema istoricilor. Acum, ce să vă spun eu? Eu, nimeni nu poate să-mi reproșeze că nu sunt în integrarea europeană. Noi am fost la guvernare, am și promovat integrarea europeană. Cu votul Pele s-a adus, libera circulație, acord de asociere cu piața europeană într-un cuvânt... Am avut sloganul cu pelie în familie NATO și OIE. Diferența dintre integrarea, obținerea integrării europene direct, chișinău bruxel și uh, chișinău bucurești este că prin integrarea unui european direct cu Bruxelles nu avem integrarea în NATO, în structurile NATO. Așa. cu România, România ca stat membru NATO, are scutul NATO. Și în cazul când ai scutunat NATO, Rusia nu se bagă pe țările membre NATO. Uitați-vă și poziția un, în problema războiului, agresiunii rusi cu Ucraina, țările baltice. Cât de active. Uh -huh. De ce? Pentru că sunt membri NATO. Dar noi cum? Așa, cu deci de dacă cumva intrăm în Uniunea Europeană, respectiv, și A, nu avem... Asta. Da, rușii pot intra oricând la noi. Pentru că neutralitatea la... nu ne salvează. Exemplu este Ucraina de azi, de ce rușul a și insist să vă amintiți toți anii ăștia, că să mai fie adoptat o lege, că stat neutru, stat neutru? Pentru că ei înțeleg foarte bine că stat neutru asta nu e stat NATO. Cum ne-am duce noi spre NATO, gata, ei nu mai pot deschide partea centrală a noi. E foarte bine. Rusia nu are puterea să rupte cu NATO. Dovadă este că ei nu tot se bată și nu au să bată, cred că niciodată Ucraina. Că la început nu era ajutată. Cu propria forță au rezistat. Putem crede că în trei zile e Ucraina. Iată care e diferența de ce și ar fi mai corect să mergem pe două căi. Nu doar pe calea integrare europeană, dar și pe calea unirii cu România, obținând integrarea europeană și totodată și uh, scutul NATO, Alianța nord atlantic care ne asigură pacea, fiindcă Uniunea Europeană nu se poate asigura pace. Da, iată, ne ajută cu bani, cu una cu alta, dar un european nu are armat ca să ne apere. Dar aici, NATO, e apărare colectivă. Orice stat membru, articolul 5 a, a statutului NATO, garantează apărarea oricărui stat membru. Nu, practic, asta au și țările astea, CSI, numai că ei nu prea se apără, nu știu de ce. CSI, de fapt, asta înseamnă Rusia. Ca și Uniunea Sovietică, tot Rusia a însemnat. Un fel de Uniunea Sovietică? Da, asta e. URSS însemnat Rusia. CSI înseamnă Rusia. Ăsta, altii, spunem, a șaptea, ora, opta strunul la vioară și aceea ruptă. Ce putere, ce, putere, ce putere, au avut ei în cadrul acestui RSS, o republic sau două, sau în cadrul CSE? Nimic absolut. Rușii au vrut, au intrat la noi în 92 cu războiul, au intrat în Ucraina. Ce? Acelea stau și tremăr, zic, mai bine să fiu cu mit, altfel sunt și la mine. Dar dacă nu erau ucraini cum sunt ei, apoi ajungeau și la noi și cred mergeau și mai departe. Așa că asta e Rusia, Rusia, țarist, bolșevic, democrat, în ghelimene. Asta e Rusia, imperialist, războinic. Hoardă de aur, Chingis Khan. Uh -huh. ei nu vor să înțeleagă. De fapt, dacă să ne uităm așa că am învățat istoria Rusiei, fost impus să vă să am învățat istoria noastră, eu am învățat pe ascuns, eu am cumpărat cărți în limba română, din Tashkent, din Hmelinsk, Ucraina, din Baku, de unde să la Chișinău, din Moscova. Dar am învățat istoria lor. Și dacă ne uităm înapoi în istorie, păi Rusia s-a schimbat foarte mult în afară de politică. Au cinematografie puternică, au literatură puternică, au fi avut și economii, dacă nu furau și cheltuiau banii înainte pe dezvoltarea comunismului prin Europa și pe tot în lume și ținerea poporului în sărăcie. Adică au numai în problema Policii, Rusia a rămas acea Rusie imperialistă. Din păcate. Și de ce noi nu avem locul nostru? Dar ce avem noi comun cu? Iată, paharul ăsta. La ce nu e pahar? Ați uh -huh. La Timișoara? La fel. La Iași? La Cluj? Dar la Novgoroș, la Pskov? stacan? Și uh -huh. păi avem noi cum dacă... Iată, unii pahar, pahar acolo. Unii. Te iubesc, mamă, pâine, grâu. Acolo trebuie să fim. Unii tot este a noastră, pentru că dacă trecem peste prut, să vedem și o subedient de sate, localități sau acești denumiri. Ia că îi spuneam, veneam în mers cu, Svetlana, chiar și satul, satul lui Dodon, al lui prorusul ăsta, trădătorul ăsta din ea. Este în România. Călăraș, Budești, Hlobozie, da. ce vreți? Deci asta demonstrează că am fost un niam. Că s-a întâmplat cu noi, și pașcani la fel. Că s-a întâmplat cu noi în istorie, s-a întâmplat. De ce Mihai bitează, a unit atunci, așa, puțin așa, cam forțat, da? Uh -huh. Acești trei principați. Pentru că înțeles că împreună suntem mai puternici, și militar, și economic. Aparte, ne pun turcii, austro-ungarii, hasburgii, polonezii și ne batem între noi. Dar nu mai bine să ne unim, să fim mai puternici militar și economic și social să rezolvăm problemele. Așa și acum. De ce să chinăm noi lumea asta dacă la noi noi nu avem economie? Iacă mi tari, mi mi pe policienii care ies în campanie electorală și promit marea și sarea, Inclusiv și actuala guvernare. Cum să promiți? Dacă știi că nu este economie. Fără economie, n-ai de unde avea locuri de muncă. N-ai de unde pensiile și salariile. Bursele la studenți. Pensiile, indemnizații la, la mame, la copii, oameni, invalizi. Economia este baza unui stat. Dar noi ce avem? Ce? Noi trăim... Mertu, știți care e o mai Sandu? Că ea știe să ceară bani. Și noi am primit foarte mulți bani în perioada asta, folosind război din Ucraina și de la București, în primul rând, mai mulți bani. Asta e, asta e, cel mai mare lucru care l-a făcut. Mai mult n-a făcut nimic. Asta și lucru. nu doar bani. Domnule Ghimpă, eu uh... Aici am o întrebare, care întrebarea asta o au mai mulți cetățeni de ai noștri. Vreo 2-3 ani în urmă dumneavoastră ați menționat că intrați într-un concediu politic pe perioadă. Ceva de genul ăsta. Nu, atunci când mi-am renunțat să mai candidez la funcție de președinte în 2018, am scădat de ajuns, eu mă retrag, lasă să mai vină alții să simte ce înseamnă a fi președinte. Funcția de președinte nu e așa de simplu cum cred unii. Ori te vinzi cuiva și îți dau bani, ori ești vertical și te consideră toți rău și, și te bat din toate părțile. Și-a trecut o leacă de timp și vorba aia ca în filmele americane, Mihai Gimpu, I am back. Nu e chiar așa. Apoi eu de aici... Ai în pele. De aici eu vreau să vă întreb. Mihai Gimpu astăzi, în politicul nostru din Republica Moldova s-a întors? Sau mai treci uneori câteodată la oficiu, mai bec te o cafea, mai consult cu consilieri, cu... Am fost pus maric? în situație să mă întorc. Eu, într-adevăr, am, din 88, sunt unul din primii, primii. primii fondatorii Frontul Popular. Am muncit, slavă Domnului, de ajuns și apoi știți că în perioada aceasta unde n-ai da probleme juridic. Peste tot trebuia să fiu eu. Și la întâlniri cu comuniștii și proiectele în lege, că mi-am cu un proiect de lege în Parlament, lege la proprietate. Uh -huh. Teoria dreptului sunt două tipuri de proprietate. Privată și de stat și a omului, public, Da? Uh -huh. Agrarienii, dacă erau mulți în Parlament, președinte Colcos, vreau ușa treia, colectivă. Până, mă, nu există de omenii dreptul așa ceva. Nu colectiv. Nu merge, nu adopți lege privind la proprietate, nu mergi mai departe, ca să dezvolți. Că fără proprietate privată, nu, nici stat n-a ridicat economia. Uh -huh. Și într-o bună zi, zic, colegului de parlament, zic, auzi, ia mâine și susii ideea lor, acceptăm colectivă, numai că spune că în paranteză scriem a apărține fiecărui membru. Dar eu am să ies împotrivă. Și <laughs> ei știau că dacă ghimpul e împotrivă, să am că e bună legea. Și a ieșit a propus că da, acceptăm și a treia, nu avem încotro, dar punem paranteză. Paranteză înseamnă tot privată, ca membru colectivului. Și eu vota, a, ghimpul împotrivă, am că mergi. Când a dăut omnit, iar ne am ajit pe noi. Eu deschis ochii, unul și zic, băi, iar Dar nu i-am măgit, eu, altfel nu era. Multe avem cazuri de astea, când trebuie să, să ceva, că altfel să te pe loc, multe lucruri care, așa și, și în problema asta. Dorin și-a dat demisia, am avut consiliu și nimeni nu vrea. Nimeni nu vrea să existe atribuțiile președintelui până la alegerea noului președinte. Și atunci eu, ca unul care am fost 20 ceva de ani președinte, care am ridicat partidul ăsta, că asta împreună cu colegii, am muncit. A fost perioade grele, că am fost, i-am fost bătut nu numai în 2016, și în 2000, Urmează să Și rugi. în 2000, uh, amici 88, mm -hmm. 89, eu, fiindcă eu am fost tot timpul pe muchi de cuțit, eu am mers pe muchi de cuțit, eu n-am căutat uh, bani, averi, relații cu comuniști, cu alții, eu am mers pe calea sigură aici, uh, a Pentru că aici, așa am fost învățat acasă. Adevăr și cinstit să fie. Și iată, așa a început, am revenit, președinte, nu am fost ales ca președinte interimar, fiindcă un președinte de onoare nu poate fi și președinte interimar, parcă uh -huh. ceva nu, nu, e corect. Și atunci am propus să modificăm statutul și scriem în statut. Când lipsa președintelui ales, funcția de președinte, plinești președinte de onoare, până la legea noului președinte. Adică eu ca președinte de onoare îndeplinesc atribuțiile președintelui partidului. Deci voi urmează să aveți încă un congres? Da, da, să am, discutăm și vedem când să organizăm, să facem congresul, de stare Asta până la alegerile război, locale din acest an sau Să vedem, până sau după O să fie cam aici Oricum Congres trebuie să fie Că nu pot eu să fiu, că nu sunt Lenin mm -hmm. Și nici nu vreau să fiu și nici breștem Eu acum mi-a venit un exemplu Dar doamne o să-mi în cap Nici Vladimir Voronin Nici Vladimir Voronin, cu toate că uh, uh, Eu am spus în Parlament că Să-i dăm cezarul și -a cezarul, Și am spus de ce, că nu semna memorandumul Cozac dar în, cât am fost voroi la guvernare, până în 2009, nu m-am văzut niciodată, dar la telefon am vorbit. I-am mulțumit atunci când a liberat pe ei lașcu și l a rugat să-i pe ceilalți. Uh -huh. Ei, niște au, au o școală de asta care știu ei cum se comporte să vorbească. Am sunat, asistenta mi-a zis că e ocupat, nu poate să-l pe la amiază. Am sunat la amiază și zice că e ocupat. Și unii uh -huh. s-ar ceva după șase, șapte, sună telefonul. Ridic. Ascult. Mă rog, Mihai. Voronin. Personat personal. Iată atunci am văzut dat că că ne-am mulțumit de, de liberarea lui Lila și am rugat să fie liberați și ceilalți, Soc, Petrov și ceilalți. Mm -hmm. Și uh, apoi ne-am văzut în 2009 în, deja în Parlament. Eu conduceam un meeting la teatru de vară și deja aia... știți că prima sunt unii oameni care au o diagnostică care se agravează prima vara. Mm -hmm. Și ei sunt foarte activi, vorbăreți, și începeau să urce, să ceară microfonul. Știam noi, puneam la intrare pe scenă oameni ca să filtreze, să nu încurci să desfășoare meeting corect. Și văd că se urcă o om pe scenă. Păi zic, cine? nu-l cunosc, de ce-i permis colegii să urci? Și când se apropie, zice, bună ziua, sunt ministrul de interne Voronin Vladimir Nicolaeci. Zi, bună ziua, zic, sunt, mă numesc Mihai Gimbă, dar mi-a luat, nu vă prezentați, vă toată lumea. Asta am făcut cunoștință eu cu Voronin și în 89, când noi am oprit tancurile la parada sovietică de 7 noiembrie, pentru asta ne -am convocat la guvern, cum mm -hmm. era atunci soviet ministru, să ne scoată în afara legii, pentru că da, am a ușit gros tot comitet central și aici tancurile nu ajung în piață, știi? <laughs> Și eram într-o sală acolo ședință, două domnule Dumnezeu să ier, zic, parcă nu era un rău, l-am văzut pe urmă în, în Parlament. Așa am așezat. Ei, dar comunist, cum ne-ai dat mm -hmm. ședință, vorba aceea. Uh, și îi spun în că iată, la Ministerul de Interne, acolo s-au început, uh, uh, dau foc la mașini, atacă Ministerul. Mm -hmm. Pentru cât eu la front eram unicul jurist în Comitetul Executiv al Frontului, pe urmă în Parlament au venit mai mulți, dar la front nu mai eu eram în conduce. Peste tot mergeam eu, la primărie, la comitet Central, că e problemă juridică, de meeting, de toate, de discuții, ce se poate, ce nu se Și mă știau pe mine și zice, Mihai, mergi cu mine. Și am mers, Pare că și Iuri Roșca a mers, și Leonida și oricând pe scări era un prim locuitor a dumnealui Jucov și îi zice lui Voronin, toarcii ministri, rășite străleate, viite, ne-ați budim gărit, ceva, nu mai țin minte tot. Uh -huh. Și Voronin a zis că, pașol, vă n-ați odată, pierde-vă iapolele care vă-i setă o zane, vă-i dă au o, o, strategie și o taxie. Și am înțeles, a retras polițiști, miliționeri de atunci, mi am retras pe a noștri spre teatru Mihai Minescu de astăzi și mă duceam la Voron, de am să vedem mai departe cum. Și când aud de urmă, pu, alergări. Când mă întorc, de -am, era târziu. Când cu bâta să mă bat polițiști, au ieșit din spate undeva, ori nu a vrut să îndeplinească comanda lui Voroni, ori special a fost, dar m-au bătut, mm -hmm. m a luat salvarea. <laughs> și interesant, m a dus acasă, că soția și la Colonisa, și eu îi spun ce și cum și ea mașa din noapte și când mi-a dat, avea trei pe spate de-a lungul, ea venea de la Ministerul, cred la uh, Unia Teatrală, îmi pare că sau Ministerul Culturii, Unia Teatrală, atunci era, că nu era Ministerul Culturii. Și mergea pe Ștefan cel Mare spre autobuz aici, pe mai jos de piață, mm. care circula la cruză, Și care... Poliția, miliția atunci pe toți pe care au prins pe stradă, pe toți i-au bătut. Și au prins și i-au avut trei bastoane de astea. Asta a fost cu Voronin. Dar, cum să spun, îmi pare rău că are așa caz, din necaz, cum spune, e om cu umor. La 7 aprilie s-a întâmplat nu s-a mai clarificat și, de, amul, de câți ani și... Da, și, e, a, aici sunt mai mulți actori de atât așa s-a stupat tot eu doar am făcut atunci așa o, o, un studiu, am încercat să aflu adevărul și a fost greu, că eu eram președinte eu doar am scos uh -huh. imagini de cele că ne-au pătut că ele nimeni să te le aveau toți dar nu vreau, deci înseamnă că erau părtași, mai mulți acolo atunci, nu numai Moscova nu vrea să nu devină din nou Voronția ai puterea, dar și alții de la noi. Mm -hmm. Inclusiv și Placaniuc. eu fost împreună și pe urmă am auzit că și era riscant să vii din nou voroni la putere. Și alți oameni de afaceri, mă rog, dar uh, problema este că acest partid comunist, socialist și acum am mai părut și ravnopravi și văzrăjdenii și nu știu care și șor, șor mor și nu știu ce ei poartă vină din cauza că n-am mers înainte, n-am făcut lucruri la timp. Eu să-mi că în anii 90 spuneam că, domnilor, noi vrem reformă în educație, trebuie reformă în medicină, trebuie reformă în economie, trebuie cu tare, cu tare, dar era greu, nu nu, 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 vreau să asculte. Noi am început uh, lucruri în Parlament cu singură carte cu Constituția Bojoană Stran, care am luat-o la politica Națională, crupscă de atunci, nu vrea să-mi o dai, zic, trebuie să citească dar noi și facem deputații, dacă scuzăm să de dreptul, noi habar nu ce să am democrație și chestii. Și anume, aceste partide au fost împotrivă și sunt împotrivă Împotriva evoluției, spre bine, spre... Fără libertate nu poate exista prosperitate, înțelegi? Numai omul liber poate crea. Și asta e, e demonstrată istoria. Și țările care sunt dezvoltate acum. Și... au uh, tras și întreagă înapoi. Iată, asta e partea proastă. În afară de, de, de prostia asta. Adică ei nu sunt uh, urmașul Lenin, dar vor comunist socialism. Dar de fapt, dacă să fim sinceri așa, nu sunt comunist socialist, cum nu sunt eu, că eu n-am fost membru de partid. Ei folosesc mentalitatea celor omului, uh, omul sovieticus. Înțelegeți cum? Mulți vor, primul, coloana a 5, -a, aștept toți vor înapoi mm. sovietică cu Rusia și ei folosesc, au nevoie de voturi. Poftim iată cum acum sunt. Era pe dreapta numai rupere, de, de trădări, de dispărțiri, deci dar acum s să pornit. Au plecat la Voroni, am plecat și la socialiști, iar au apărut partidul cu tare, cu tare și ce bani și este vă patru care a ieșit acum așa au luat partidul ăsta format cândva. Adică aici e partea proastă a problemei și eu chiar mulți le zic din vorbitor de limba rusă, zic voi trebuie să înțelegeți că, că trăiesc rău e vina voastră și din cauza voastră trăiesc și noi rău. Fiindcă voi nu ați acceptat și n-ați acceptat să mergem înainte. Ce vă temeți voi când auziți din NATO? Ce credeți voi în prostie care vă băgat un cap? NATO este o organizație defensivă. Ea nu atacă, ca rușii, nu ocupă. NATO, dar fără NATO, investiți într-o stat, dacă noi vă în Uniunea Europeană, da? Dar toate statele care au aderat la Uniunea Europeană, în primul rând au aderat la NATO, pentru că când ești membru NATO, vin investitori. El are siguranța că și va fi pace, liniște și va începe război, Rusii împotrivă și va pierde investițiile. Cum la noi să vină? teritoriul mic pe de o parte, pe de altă parte, în afara NATO și încă plus cu armata rusă pe teritoriul nostru. Aici sunt șase datorită acestor partide pro-rus, care pe neștiința frâptă de limbă rusă a situației sau trăirea lor în, în propaganda rusă, da, vor trecutul. Și ei din cauza să fac bani sunt bogățit, Milionari o băie și au de toate. Dar ei trăiesc în mizerie și sărăcie. Eu de multe ori le spuneam la... Gimpu alții nu poate construi o viață bună pentru românii moldoveni și una proastă pentru vorbitori de limba rusă. Când ai să pui un zid chinezesc, să parți. ai, voi, acolo, azi vedem printre e, gard mm -hmm. și noi din coace. Și atât, ori trăim toți bine, ori trăim toți rău, prost, în sărăcie. Iată, avem situația care este anume din cauza că n-am făcut la timp. Avem 30 de ani când se vorbește de reforme și reforme, dar cel mai important e reforma, eu spuneam, a început să vă spun în anii 90, asta, reformă mentalității. Și nu a celor care conduc, dar și celor care aleg puterea asta. Ei trebuie să înțeleagă. Ei trebuie să disparte de trecut și amintesc, da, eram tânăr, sigur, în comparație, acum și cu anii care aveam eu timpul să vece, eram tânăr. Da? Acum e altă situație. Dar istoria a demonstrat că economie fără proprietate privată nu poate exista. E economie de stat dirijată și ea ajunge până la un timp, așa cum unii să de ce a dispărut. Pentru că ea trăie pe baza petrolului care îl exporta și uh, gazului. Acum tot așa. Dacă au încetat să mai cumpere gazul de la ruș, mișurează bugetul la ruș? Mișorează. 60% Molte. e din gaz. Iată care e Și și acolo se termină și odată și Adică trebuie să dăm voi omului liber. Omul liber mă poate crea. Dacă nu e liber, mă, e că ați auzit că Putin i-a arestat pe ăștia care au inventat chinjalul ăsta, racheta asta. Uh -huh. Chinjal am, da? Uh -huh. nu Păi dacă se despre lor tot fsb că kgb o tras bani, o furat un altul, ei nu au fost liberi să construiască această rachetă, dar au spus lui Putin că e bate tot pe lumea asta. Că Putin asta vrea. Și el nu a fost liber în, în deciziile lui, în lucrurile lui. Stătiu șef deasupra lui, care spune eu așa, mai dă și nou, mai ieși aici. Asta e problema. De ce? în privată întotdeauna este... Nu-i corupție că n-ai de la tine, că e ateu. a multe lucruri aici care au demonstrat istoria. Și avem exemplu statele care au deja această proprietate privată de atunci de când a pornit pe calea democratică. Iuda Trădătorul 2016 Acest uh, Iuda Trădătorul a apărut de atunci și din mulțimea aceea? Nu. Asta inventat de, de echipa Anastasă. Înțelegeți, uh, Iuda și trădătorul cel care, e cel care trădează neamul. Eu n-am trădat neamul din care fac parte. Eu am luptat pentru neam și am și 30 de ani de luptă. și am fost bătut și acum, cum am spus, și în anii 88-89 și în 2007, când mergeam să punem flori la membri sfatului țării și ne am închis pe o jumătate de zi pe mine și pe vreo 15 sau 20 de tineri. Voron era la guvernare. Deci cum a apărut această poveste? Placaniu cu Țopii și astasă care e finul, deja după ce a lucrat la procuratură și a făcut jocurile lui Țopa, a intrat în afaceri cu dânsul. Ei sunt primii care au luat 100 de mii de la Banca de Economie și au dat la credit la aeroport. Mm -hmm. Asta e primul furt din banii miliardului ăsta care sunt Cunosc, este cunoscut. Și între ei au părut divergențe, cu toate că până la ei deseneau acțiuni în Victoria Bancă împreună. Și le-au le luat chiar și de la unii fondatori. Cu deasă la Moscova. Nastasă și cu clienții lui. Au venit alte timpuri. Uh -huh. nu, eu cunoșteam situația aceasta, că fost la mine, eram președinte și a fost în uh, audiență și președinte, și vicepreședinte băieții, m-au povestit cum s-a întâmplat. Și atunci am spus să întoarceți oamenilor acțiunile. Și s-a pornit procesul să De întoarcere acțiunilor oamenilor care îi dețineau legal, care au fost furate, cu sită la gât luate. Și aici s-a împotrivit Țopii Și s-a pornit lupta între țăpi, el de fapt conducea cu banca, dar nu era angajat la banca, Victoria mm -hmm. Banca. Și nu că da comandă să nu mai dai voie să intri în, în teritoriul băncii. Și atunci a venit la mine cu Val Butnaru, m-a sunat Val Butnaru, Mihai, să intru prieten, de, lupt de cauză, dator de cauză, simplu, Mihai, poți vin la tine, m-a sunat când eram președință, că da, nicio problemă. Și când intră, asistenta a anunțat că iată, a venit domnul s-a că intră. Când intră, intră cu sopa. Eu am lemnit că l-am văzut. Eu doar că nu am înțeles deodată de ce a venit la mine. Și a pus problema că iată relația lui, el nu poate la bancă și a spus, dar eu, vorba ce, ce am eu cu treaba asta? Ați fost împreună, Număriți-vă mai departe. Ei, nu, că... Zic, da, trebuie să judecată. Ei, nu, că el cotrează judecată. Da, zic, da, eu cum să vă judecată. Abă, mi-ați avea guvernatorul Băncii. eu îi spun că avem guvernatorul Bănci, Că el dat cum l-am numit, ca și alții, eu trecut de partea lui Placa. Dar, indiferent de asta, zic, eu nu sunt... Voronii, nu vine să trecut să rezolv probleme cu telefonul. Eu o altă campanie am avut și toți anii ăștia altfel de om am fost. Și zic, mă scuzați, eu am foarte mult, deci am două funcții, dar trei chiar, am avut și patru. Și președinte partid, președinte parlamentul, președinte interimar, și încă o, o jumătate n-a fost șef CSI-ului. Extraordinar. Da. De eu dacă sunt nu mă greșesc, sunteți unicul uh, politician din țara noastră care ați deținut paralel uh, funcția de președinte parlamentului și președinte interimar. și Marian Lupu. Și Marian Lupu, da, După mine. Am cedat eu, că tot eu trebuia să fiu. Pe perioadă uh, un an, adică, nu? asta după alege din 2010. Un an și ceva până a fost ales da, președinte. Da, da, știnti... da, uh -huh. da mi-a scăpat un pic. Da. Uh, și uh, m-a rugat pe Val Botnaru să rămână și zic, Val, nu cum să închipui tu? Ai vrut jos cum ești? Și eu și toată lumea. Am dat cum jos. Am cum să închipui tu? Eu o de partea lui Sopa. În lupta cu Plăhăniuc. Când PD-ul, Plăhăniuc, e în PD și PD face parte din alianță. Și noi n-am format alianța fără PD. Vă amintiți că primul da, da, am avut da, da. paște de alianță. mandate cu Recheanu și când am plecat lupul de la Comniști, la PD am format mm -hmm. 51 de mandate alianță. Cum? Ce o să zic că lumea despre treaba asta? Să că se regulare de conturi și eu nu vreau să au treabă cu asta. Dar ei, fiindcă le-am refuzat și era comanda de la Moscova să fie alegea în Cipati, m pus în buzunare la placa Dacă s-a auzit în o perioadă, o lună sau două, în Parlament, un fost ofițer de SIS, care e deputat, a făcut o informație când în anii lui Voronii, în 2002-2005, nu știu când, a fost o presiune a rușilor aici la noi să deturneze puterea comunistă cu Ionia uh -huh. și pe timpul mai, dar de 2015-2016 nicio vorbă. Adică a intrat în Parlament, a format ușile, Vă amintiți ce a mm -hmm, fost atunci? Mm -hmm. În blana alături cu Dodon și cu Usatei prin piață și legea o lege anticipată și Gimpul trebuia cu Partidul Liberal să accepte legea anticipată ca să avem o putere pro-rusă. acum toată lumea, măi, votăm mai Sandu să nu vină șor. Dar pe atunci ce situație a fost? Și mai grav încă era atunci. Da. Cum ai, și mai iată spune? cum s-a întâmplat și eu început Iuda, dar iuda el. Pentru că e dat afară și din partid, o trădat. El a trădat oamenii care l-au votat și au mers după dâns. El acum votează cu Ivan Ceban în Consiliul Municipal, toți și trebuie lui Ceban, de atât și-a fost exclus și din partid. Nu că reales alt președinte, dar el e exclus și din partidul platforma da. Păi că e adevărat a cine este. Cu toate acestea, în 2016, înainte de alegeri prezidențiale, el se apropie de mine, că ne invitat americanii acolo la o recepție, și zice, am o vorbă, zic, băi, numai nu mă nu, oameni că nu vreau să mă vadă lumea. Cum adică să închipui tu, Iuda și cu Iisus Hristos să iei de vorbă? Zic, că nu mai Hristos e bună. nu ieși afară, că nu mai ieși afară. <laughs> <laughs> afară. Și aici afară și el zic, nu, între mașină, că ies și alții între mașină să mă vadă pe mine, <laughs> cu tine. Să <laughs> obțini cu mine. Ascultați. Și el mă întreabă, zice, ia că ce să fac, uite cum uh, uh, că am cetat mai Maia Sandu, scandeză și eu zic, pune cruci pe tine și pe partidă. În politică așa ceva nu există. Tu, dacă lăsăm într-o parte ce ai făcut tu, că ai, ai, distrus, ai bătut în pieleș, în mine, dar îți spun că la un președinte de partid, așa, că la un pretins polician, că vrei să fii polician. În politică nu există așa ceva. Tu ai luptat, tu ai adus oameni, și eu știu cum să aduc oamenii, că nu vin, oamenii sărași nu vin, toți cu, din banii lui. Și la urmă, mai au mers de ori pe, piață și tu ce dat locul gata, zic, pune cruci pe tine și pe partid. Asta i-am spus lui atunci. Iată cum a fost povestea asta cu, cu Iuda. Acum mă bucur că multe lume, chiar și acum, pe în duminică, în piață, am mers printre oameni, multe mă saluta, alții chiar strigau din urmă ghimpuri, e fă Partidul Liberal. Oamenii au înțeles ce s-a întâmplat atunci. Dar... Sigur că ne-a creat o problemă. Iar trebuie să depun efort, muncă ca să ridic Partidul Liberal. Și din cei care au plecat din partid, ca să nu-i numești pe dânși trădători, mă rog, îi zic că sunt unioniști, dar nimeni n-a reușit să spună pe un partid unionist în afară de pe după front popular. Știți că a fost front popular, mm -hmm. Mm -hmm pe Parlamentul 94-98 a fost pe PCD și pe FD și după asta am venit noi. Păi și 2005 a plecat, a votat Vorone, pentru Voronin și n-am mai trecut pe pcd -ul. Și noi am preluat drapelul Frontul Popular, că noi am mers, a început în Front Popular cu limba și alfabet, lupta pentru limba și alfabet și am terminat-o cu, am rezolvat problema limbii, că limba vorbină, prin zizare la Curtea Constituțională, că toți să laud pe mai a în Constituție limba română. Să noi liberali am făcut. Ei tehnic nu au o luat și -o pus mm -hmm. lipiul de pe o masă pe altă masă. S-au -a luat de cuptor și l-a pus pe masă. Dar nu am emisat. Și asta, în primul rând, e cel mai mare merite a cursei constituțional. Judecătorul de atunci care au, au luat și... Dar toată lumea știe că în de de independență e română și nu poate certifica de naștere pașapor să contravină pașapor certificat de naștere. Adică acolo scrie te cheam Vasile, dar în, pașa, în, pașaport scrie te cheam Grigori. Eu, eu, altceva nu, nu înțeleg. Dumneavoastră, cum v-ați decis atunci, în 2016, să intrați în mulțime și aia când... Eu n-am spus nimănui, pe... să fii în premieră, am să spun. Eu am înțeles mai târziu ce s-a întâmplat. Atunci ne au organizat un autobuz ca să ieșim pe partea aceea din spre... Ce stradă e? ce Da, Maria Cebătare. Sfatul țării. Sau Sfatul țării. Sfatul țării. Unii cantina, partea asta, spre Sfatul garaj. Sfatul țării cu... Sfatul Știam țării. Unul, da. Mm. Nu, Sfatul țării cu asta de la deal nu? Uh, un minister uh, justiției. Uh, da, pe strada aceea. Da, sfatul țării. Maria Cibotari e partea cealaltă. Da. Da. Sau invers. Nu, nu contează. Și eram în autobuz deja. Deci, în premier spun lucrul ăsta. Și vine un polițist. Zice, hai că e liber, puteți trece. Dar eu nu știam că noi de asta a a încercat să iasă uh, Curina Fusu și Colina Zotea și tot au numerit în valul ăsta de, de oameni și s-au retras repede dinapoi în Parlament. Și eu am crezut și am mers, că ia chiar să văd eu ce-i cu lumea asta acolo. Ce și când m-am ieșit din clădire și unul strigă Gimpu! S-a aruncat unul asupra mea. Eu am fost lovit până la cameră. La cameră m-am atrăgea de cravată. Unu care l-am căutat și da, nu am găsit. eu Am văzut că era sara imagini, aveți, erați într-o stare. Da, eram, da, au lovit în cap. ăsta mă trezea de cravat să mă urci pe scenă să vorbesc cu poporul. Este e clar că era venit din stânga Nistru. Ca 7 aprilie, majoritatea mm. care au fost în frunte cu focul, clădiri distrus, cu tot asta s-a din stânga -nistru. Asta e mâna Moscovii, cum spun eu. Și straniu că și l-a dispărut. M-a lăsat mini Deci a fost o deci, organizat de colegii mei, cineva din ei, că poliția doar era în subordinea lor, nu era la piele poliția. Pe urmă am analizat și am ajuns la concluzia asta. Și de-a de acolo multă lume, de am cameră, venise, au venit îmbrăcați în, în haine de la Fulger, o, doi, trei, m-au luat pe sus și m-au dus înapoi în clădire și apoi eu am ieșit, tot vreau, îmi spuneau așa și am spus, cum vă spun eu, așa să ies. Și zic, un microbuz, așezați în microbuzul ăsta polițiști pe scaun și eu am stau în chirostrei între scaune, ca să nu mă vadă lumea din afară. Și așa am ies. Altfel, cum mai vreți voi, m a scos odată, a ajunge. Și așa am ieșit din uh, în Parlament. Dar a fost uh, grav, fiindcă de câteva ori ne-au urcat sus, jos. Paza de acolo, sus, ca ăștia intrau în clădire, formau, distrugeau și ne urcam sus, pentru un curăm jos, lumea plânge. A ce au fost lovitură dată de Moscova? Și nu le-a reușit. Ea și-o pune în război împotriva lui că gimpul n-a permis ca să fie răsturnare de, de, guvernare pro-europeană. Era momentul tău, aveam acord de asociere, libra circulație. Și plus, nu uitați că eu am semnat decret cu de loc pas în 28 iunie. A existat arhivele care au sunut până la mintre președinți, crimele toate îngropate sub lacăt în, în pământ. Nimeni nu știa de cine și cum a făcut deportările, cine și cum a organizat, FAMTEA a organizat și-a murit 200-300 de mii de, de cetățeni diferite de naționalitate la noi. Așa că aici s au adunat tot și de aia, pentru că eu eram, am fost ca și la front, nu, mă laud, scuze de modestie, și atunci am fost eu principalul, am fost primul și acum tot eu. Tot ce aici s-a făcut s-a făcut datorită caracterului, ca să luăm chiar și exemplul chiar tot acum, mare adunare națională, tot în, ma în piața mare națională piața mare de național de o par datorită lui Mihai Ghebu. Știți? Că noi am cerut prima mare de națională să o desfășurăm în piața Victoriei de atunci, uh -huh. sovietului Spreem în frunte cu conducerea Mircea Sneguș, cu era secretar Chiriac, doamna Chiriac, ne-a dat la Schinoasa, unde are loc campionatul ăsta de moto. Da, da. Și la executiv, seara s-a discutat. Să facem. Că dacă nu-ți facem alt loc, nu o să ne ofere. Și eu, dacă zic din colonița, mergând pe aici, prin Valea Railu, unde de acum este o altă, alt fel de sport, uh, mașinile este. Rodov, de... cu mașinile sportive de motor. Da. Uh -huh. Se cheamă Valea Railului. Valea asta aici. frumos de numire, nu? Da. Și zic, băi, de era vreo ora 12, eu tot timpul, după lucru, lucram la front așa apoi venim acasă. Și, băi, chiar mergând prin Valea Railului, chiar să facem noi Marea adunare națională care a fost la Alba Iulia, prima mare adunare națională și noi a două facem istoria neamului nostru și să facem acolo unde vașele pasc și mai fac și oile la fel și tot. Și vine Dăuză la front și mă duc la să am dimineața la serviciu, m-am arătat și m-am dus și era Iuri Roșca. Zic, Iuri așa -ste. știți că mai repede cu... Mm. Atunci erau mașini de, de tapat de cum acum corect. Atunci zic, ești scrie. Dar eu eram președin prin rotație, că nu era ales președintele frontului. Era două luni membru a executivului, frontului. Comitetul executiv, așa se chema atunci, nu birou, dar comitet. Și zic așa, și scrie, președintele președintele Sfântului Suprem, Republicii Moldova, tovarășul Mircea Snegur. în prezentă, Front Popular vă duce la cunoștință că mare, nu acceptăm desfășurarea Marea Dunării Naționale la Schinoasa, în Valea, uh -huh, la Moto, uh -huh. Marea Adunare Națională va avea loc în Piața Victoriei. Punct. Președintele în exercițiu, Mihai Ghebu. Și așa au această pastilă, tabletă, comuniștii și a avut loc Marea Adunare Națională. De deci ce așa avem denumirea azi de Marea, Duna Marea, Duna Marea Adunare Națională? Da. Asta e meritul meu curat, cu om. Nu, clar că Roșca a scris. Cine era, este el acum, nu dar nu s-a împotrivit atunci. Am pomenit de presă. Pe o perioadă foarte scurtă de timp, o așa zisă perlă a dumneavoastră era pe atunci în vizor, în trend, un termen mai nou pentru o Eu am mai multe Unu, așa, Iuda, Liuda, Pula, Bula. Nu, așa ceva n-am avut, prima dată aud. Pe bune? Eu asară trei no. videouri identice no, 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 am găsit. No. A fost Liuda, Dodon, spunea. Da. De la Iuda, Liuda, Dodon, în parlament spunea, Da. A, două, următoare 34 cuvinte, prima dată le-a avut. Da? Da, n-a fost așa ceva. Păi, uitați-vă și aici, e foarte rău. un trădător din neam, da? Și de țară, mm. el mă face mini El te vin din Moscovii, el vrea în antipate, cu mâna lui Gimpu, să ajungă la putere și a colegilor lui din Pele, și Ia... el e patriot, eu să iuda, eu, eu, eu am găsit Aici de-am eu am, am uh, aruncat niște vorbi în plus. A, o și eu, că tăiet. Și so. e posibil că o tăiet. Dar eu n-am auzit niciodată așa. Numai Iuda și Iuda. Ok. Nu, dar vă spun încă o dată. Dodon, care e din neam, de țară, Coț, care s-a făcut miliardar, dacă nu miliardar, să mă fac mine Iuda și Iuda când El ne vin din nou, celor care ne au ocupat, ne-a umilit, ne-a deportat lumea în Siberia, foamte organizate, luat averea, pământul, viața la conaționale noștri și El crede că El e Iisus Hristos, eu sunt Iuda. Nu, iată, poftim. Vedeți? Și lumea merge după dânsul. Nu după Gimpu, dar după Dodon. Câte voturi are o avut Dodon? Dar știți că Dodon prima dată... A cerut părerea mea ce să fac el, ce partid și cum? Nu. Da, m-a invitat printr-o colegă de-a lui, am mâncat două fripturi cu două mămăliși la vadul lui Vodă și m-a întrebat cum ea că vrea să pleci la comuniști și eu îi spun, măi, dreapta e ocupat, stângă e ocupat, tu ești economist, poate încerc probleme sociale. Deci, nu prea vreau să-i dau eu sfaturi bune. Probleme sociale nu le poți rezolva dacă nu e economie, înțelegi? Dar ai fost ministrul economiei, adică hai, încearcă aici ceva. Ca peste un timp să vin în parlament și jos ghimbu. El s-a ridicat pe jos gimpul. Așa l-a îmbrățișat, l, îmbrășat, l văzut mai activ decât Voronin, cu roana a 5 la noi, și datorită gimpul l-a îmbrățișat și Moscova, văzut din Moscova. Ia cum a crescut el. El, cineva zice, nu-mi cu tu. Vrei să-i crești în, politic? politică? Bate în gimpul. Și cel mai interesant pe dumneavoastră e să se ocupi omul de probleme sociale, social, social, socialiști o să fie. Și am avut eu întâlnire ca președinte al Parlamentului fracțiunea lor, și el acolo mi-a un cuvânt urât, nu știu cum acolo. Și am zis, foarte mai frumos, că și eu pot să spun uh, 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 o vorbă așa cum o spui tu. Și zic, tare mă zis bidon cu gandon. Și, eu. Dar eu nu spun, eu să zic numai bidon. La fracțiune am spus, dar în presă îmi pare că a ieșit numai de la bine strage porecla asta lui Dodon Bidon. Adică eu am la mulți mai puși. Babacu și... la Babacu cine? Mircea Snegur. președinte, știți că la turci cea mai importantă persoană e Babacu în familie. El hotărăște cum trebuie să trăiască toți cei mai jos. Copiii și nepoții și tot. Și eu, dacă e președinte Republicii, și-a spărat. nu mă că critic, dar și-l poreclesc. Am înțeles. Vladimir Plahotniuc rămâne cu porecla de Popșaru? Popșaru vine de la, filat, de, la de la Filat. Vine de la De la Filat vine Popșaru. Noi am înțeles că termenul de Popșar nu vine odată cu Vladimir Plahotniuc. Vine o leacă de mai înainte. Nu, uh. eu știu că mm. păpșar i-a zis Filat lui. Placaniuc în genere a avut o tactică ca toți uh, hoții care vor să fie bogați sau să ajungă sus. Era camelu cu minte. El cu mine niciodată nu s-a certat. Eu am putut să ridic voce la dânsul. El niciodată nu a ridicat voce la mine. El m-a cufilat atunci când uh, noi ne înțeles așa că la presă spunem tot ce am convenit noi la alianță. Uhum. Dar Filat și spune altfel, ca să iasă el că mă picioare Și a nervat și eu zic, da, se poate așa ceva? Și a aruncat o hârtie și v-am zis că poza ce cam să-l o luat-o cu salabil. hai, nu știți, terminați cu treaba asta. Asta a fost singura așa o, o perioadă nervoasă. Așa ei se pișcau, Să mâncau în afară de asta, prin structuri, prin tot ce aici aveau ei. Dar asta a fost miel. Până a ajuns președinte de partid. Mhm și cum am ajuns președinte de partid, a pornit. E clar că uh, a lovit în noi din, nu numai din fapt că a vrut să iei primăria lui Dorin Chirtoac sau Ministerul transportului unde era Chirinciuc. Știți că a avut proiect cel cu un kilometru în fiecare sat. Mm -hmm. Dar Ministerul mm -hmm. era da, la noi. Da. Nu putea să le realizeze. Dar și faptul că eu nu l-am... În primul el a vrut să vin în Partidul liberal și eu am zis că ho, oh, oh, aici oligarhii n-am și căutat. Și a vrut jumătate de an, o plurni, să vin la mine la audiență și eu n-am vrut ca președinte Republicii să-l primesc. Până a ajuns el în Parlament, deputat și vicepreședinte. Și toți s-au adunat. Și alte lucruri care el îmi spunea mie, că eu vreau pentru țară, dar dumneavoastră des împotriva. Zic, eu desibesc foarte bine țara, cuvântul țară și placă Interesul țării și-a Țara pentru mine e România. <laughs> Și de el și el, s -a, s -a, când a ajuns, a hotărât să, să curețe. El a vrut, să, așa părerea mea, că a vrut să rămână pe, pe dreapta, el centru-dreapta, să nu fie nici pe ele de mine nici pe Toți ceilalți să-i mănânci, să-i aduc sub el. Și pe stânga să fii că Eu... Desiori eram nemulțumit de mișcările lui cu... Chiar și al filatului Când votau cu comuniștii, pe urmă mă încoași placă de cu socialiștii cu Dodon și spuneam, eu nu înțeleg, tu, cine cu cine guvernează? Cu Peles sau cu PSRM? Și el zicea, eu am să fac din Partidul Socialist un partid european. Zic, aha, dacă ai fi Putin, ai face, dar nu tu ești Putin. și eu demonstrat că l-a dus al de funiuță până în ultima oră, atunci când îi spera patru luni, nu când format Alianța Coză. Noapte, târziu, că dacă formau cu cu o lună înainte, placă niu ghenghidea și pe Dodon și tot ceilalalt. Dar așa l-a dus Kremlinul de, de, funiuță până, până nu putea să facă nimic. adică să-i și președintele din Republică. Și ce să vă spun? Regret că am avut, n-am avut noroc de niște colegi am fost cam așa între doi nu știu cum să zic era un video destul să de popular. Zic, hoț, hieni, doi cucoși, care nu știu care mai tare, mai mari decât... Aici era lupta cu mai mari și mai tare. Cine am și pe Voroni și pe Putin, și în avere și în putere. <coughs> și eu am eu trebuia, -a, așa să merg să mențin alianța asta. Și la urmă, poftim. Nața bună, că uh, unul spunea un coleg, că unul zic așa, o zic, că o să că, dacă a fost clasic, că nu i furat și el. Deci, să zici, cum e eu furat? Nu figurează în documentele Croll cu furtul miliardului? N-are dosar penal pe acumularea verii ilicite care am avut-o, dar nu declar? Păi și chiar, tu crezi că e mai deștept din toată lumea asta și nimeni nu-l poate prinde pe dânsul? Păi dacă n-am furat, n-am luat, dar ce-mi trebuie mie? Am apartament, am mașină și casă la colonița, ce-mi mai trebuie mie? Eu țin minte, când eram elev, prin clasa 1, a doua, nu mai țin minte. Veneam de la școală, că am văzat, apropo, în casa mătușii mele, sora lui tata, care uh -huh, pe l-a uh -huh. dus și l împușcat în Siberia, că i-a luat calul, dar nu a dat căpăstru, dar mătușa că o dat a dat drapelul sovietic, și-a ridicat drapelul pe cel soviet, i-a dat 10 ani și i-a luat casa. Și în casa mătușii mele am învățat. Primul clasă, 4, pe am trecut în Chișinău. Și venind de la școală de dreptul, că casa noastră pe, e pe, partea asta de deal când din partea Chișinăului, de Valea unii... Da, da. Dar școala e partea cealaltă de sat, uh -huh. prin privadul spre Vodă. Și când venind pe vale, trecând peste drum din noi, vizavi casa lui Alexandru Babi, Dumnezeu să ierte, avea porumb. Și a rupt un știuleț. Și mama de unul la Alexandru. Și-l pune apoi. Cum am să-l pun înapoi? Cum le Dar Tăpuie rup! Cum să nu le pun înapoi? Doar și-l pun înapoi! Mama a început să strige la mine. Eu am început a Cum să Cum să-l pun dacă el e rupt? Cum le rupt, așa pune? Și m-a trimis și l-am pus înapoi la loc. Clar că l-am pus alături de. de... Și asta a fost pentru mine o lecție pe toată viața. M-am auzit, ce să mă fost greu să mai faci doi pași, iar după acasă noi avem porumbul nostru. Să nu pui mâna și nu e tău. Mă în clasa întâi sau o două. Dar altfel, posibil cu a avut altă școală acasă. Nu eu trebuie să -i duc la loc. Sau adevărul, de exemplu, la noi în casă tot timpul s-au discutat despre cine suntem noi români ocupații, chestii. Uh -huh. Tata, semion, poet, creitor, profesor de vorbire și toată viața la nisă. la 26 de ani era primul doctor în drept candidat nou cum era atunci. Adică la noi în casă nu poți să ieși având prispă sănătoasă șapte ani de acasă în societate și să spui minciuni. Credeți că eu nu pot uh, manipula și amăge lumea? Îmi lucrează căpșorul și limba foarte bine. Dar uh, ce câștigi? Da, am avut 12 mandate, mă sunt ca alții, dar am spus adevărul. Am mers pe adevăr. Eu mă duceam la întâlniri cu pensate și oamenii mă ascultau bucșite, plin era sala și spuneau că da, să sunt, sunteți cinstit, vorbiți, ne explicați toate, probleme juridice și politice, pe înțeles, dar zic, da, nu mă votați. Păi dacă vreți să ne uniți cu România. Nu ne noi vă votăm. Deci păi, eu am venit în, în Front Popular pentru, uh, cum îi spuneam, uh, că m-am avea frică că să nu ne duc pe amdoi în Siberia cu Badeci, mm -hmm. dar le spuneam la unii, voi credeți că eu, când am venit în Front Popular am crezut că eu o să ajung deputat în 90 în Parlament? hai să fim serioși. Eu n-am pentru carieră. Nimeni nu putea să atunci că spre vadă că în 90 dispare Uniunea Sovietică. Cel mai mult mi să Siberia. Siberia, și pentru asta am venit, pentru neam, pentru cauză, pentru oameni, pentru libertate. Eu, de fapt, am dorit să devin actor. Ați păi, spus, bine, mă. cu lume, la institut, actor, artiști. Mi-a spus și medic, apropo, ați vrut să Da, zi. că mama, că mama e bolnav și o trătesc mm -hmm. pe mama. Și n-am vrut să mă duc să învăț. O actor jucat. Și până la armată. Și în armată, când am văzut nelijirile astea, ești mai bătrân, ești mai tineri, le wow, untul. Primul, prima dreptate fața pământ am făcut-o, știți, când în armată. Când am, plin, am ajuns un an jumătate și a venit următoarea generație. 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 Și mm -hmm. le spun la... Eram 22. Zic, vă plăcut când i-a luat untul? Când vii de acasă, el mai bun. Este untul. Restul, o ovăsc, este untul. Pe felii de pâine, conceai. Mm -hmm. Nu i-a că nu vă plăcut, noi n-a ăștia și jumătate de an, care au venit, nu le, au mâncat untul. Eu prima dreptate pe pământ am făcut-o în armata sovietică. Și acolo mi-a venit dorința să mă fac jurist. Și naiv încă și acolo să faci dreptate într-un stat totalitar. de atât a venit timp când, într-adevăr, profesia de jurist m-a ajutat. Este, este, o diferență mare, dacă nu putem spune un colosal, cer și pământ, dar este un mare plus să, fii, să ai profesie jurist fiind în politică și în parlament. Este tot e legat de legi, legi noi, legi vechi. Vorbind de Parlament, domnule Gimpu, ci că este așa o, o părere la noi, între rândul deputaților, a oamenilor care au fost, sunt în Parlamentul Deputați, că fotoliul de deputat, el e moale, el e bun, e frumos, e așa, confortabil. Întrebarea mea este foarte simplă. Domnului Mihai Ghembu, este doar de fotolele de deputat în Parlamentul nu, nostru? Nu. Nu. Nu e moale. El e obositor. Dar de, de asta și e obositor, probabil, vă de Depinde de 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 pentru de cine. Dacă <coughs> unii care lumea nici nu știe că au fost deputați, au fost moale, bunul tăcut, au stat, au vrut, au ridicat mâna, au vrut, eu spus să și mâna. Nu mâna. Deci nu vă este doar de Parlamentul. Dar meu. eu am muncit. Eu am luptat, vă dat exemplu din primul parlament. Mai spun în contemplare, adoptam, pregăteam codul funciar. Uh -huh. Și a venit să ne ajute un viceministru la Ministerul Justiției din, la București. Și erau doi din partea agrarienilor de la Ministerul Agriculturii. Uh -huh. Și vine unul și zice, mai Mihai, am pățit o roșine, zic, dai să-mi dăm plată. Și abia acum am înțeles, și voi, frontiștii, luptați pentru limbă merg pe curător și omul ăsta mă întreabă, spuneți dragonii vecheu, eu, dar eu nu înțeleg, stau lemn. Omul iar întreabă, spuneți dragonii vecheu, eu, dar eu am cremenit pe loc, nici nu pot deschide gura. Că nu înțeleg, dar parcă omul să știu că vorbește, am vorbit cu dânsul așa din să grevem. Și pe om și el a pus să am jos cu toaleta. Și am zis, da, bă, aici la dreapta lua Unul în vârstă săracă, mm -hmm. nu are nicio vină, clar că asta rusificarea, ocupația, l-a dus la starea asta, dar el a, a rostit cuvintele astea. Eu abia acum am înțeles de ce voi, frontiștii, ați lupta și luptați atât de mult pentru mm -hmm. limba română. Să ajungi la ani mei și să nu cunoști un cuvânt simplu, veci eu. Înțelegeți? Așa că m depinde care și cum. Eu s-a ars arhiva dar, pe cum o anunțat, și îmi pare rău, că eu am cerut toate cuvântările fratelui Gheorghe, că am editat o carte, în afară de Conștiința Națională Română, o carte cu cuvântările cu articolul uh -huh, Badegic. Uh -huh. Și el mi-a zis, poți să-ți dau și pe tani, Mihai, șeful direcției de acolo. Zic, da' las cam când. Și-o ars. Și atunci el mi-a spus mie, că eu am, am cel mai mult și cel mai mult în prim parlament, am vorbit eu. Dar eu nu vorbeam a, a Iurea. Eu ieșeam și promovam. Ori apăram, ori trebuie să promovez o lege, ori să apăr o lege. Dar eu și în primul, în Parlamentul RSM, când era uh, referendul Gorbaciov, eu am vorbit în fața deputaților Sovietului Suprem. Și le explicam că să nu votez, nu să referendumul, strigau ăștia de la teras, interfrontiști toți. Dar și e că cu ghempul de... Deoarece stăteam la balcon și le spunem că nu-i bun, că ia să-i rău, că asta e rău. Și iarăși o oarsă. Adică, dacă ai... Noi nu avem o presă, oameni care... ei lumea e săracă, prim de probleme, dar să analizeze, să vadă ce a fost în anii 80-89, ce a fost în prim parlament, ce a fost după, cine sunt oamenii cei care, care au adus azi la, la viața asta. Da, e ră, e grea, dar totuși nu e ceea care a fost în e liber, în creație, te duci. Da, unii se duc din nevoie, să ne familie, de alții să duc de de -mi plăcere. Mi-a spus un cunoscut că, că e, băi, zice, am un lucrător de 1000 de euro și el zice, eu mă duc, gata, plec în Spania. Băi, dar eu ai 1000, tu să ai 1500 și în tu mai multe îți cheltui la gază și pe mâncare. Decât nu strămân 1000 cum ai aici 1000. Nu, eu mă duc. Te e și o modă, oamenii îți duc. De ce? Altă viață, alte condiții, altă societate, mai liberă. Lumină, soare, nu e întuneric, nu e ură, nu e privire. Ură rău și Ei, Înțelegi cum? Nu. Oamenii zâmbiesc, mulțumiți de viață, e viață stabilă. Și toate lucrurile astea noi le-am Sunt niște, niște oameni care am pins toată înainte. Și, nu, și mai e ceva la noi. Suntem, nu știu cum, nu recunoaștem. Iată, fratele Gheorghe, dacă nu eram eu președinte de partid, nimeni nu avea să amintească de mormântul lui Gheorghe Gimpu fiecare an începem la mormânt, la naștere și la deces. Și apropo, este prima hartă României pusă la o piatră funerară pe tot spațiul românesc, la Gheorghe Gimp. Și a m-am pus la două și la fratele Simeon. În spațiul românesc, harta României la cap, la piatra funerară. Eu am pus-o primul eu. Și să vină un nenorășit și să mă fac mine iudă. Înțeleg. Ați văzut așa? Și lumea și așa, ascult pe dâns. M-a durut, singur, vă spun, dar merg înainte. Eu înțeleg că și el este victima politicii, ocupanțelor și nu numai el și mulți alții. Așa că e, mergem mai departe. Următoarea întrebare. Haideți să trecem în sfârșit, domnul Găghimpu, la alegerile locale din acest an. Este clar că domnul Dorin Chertoacă este candidat pentru funcția de primar general al capitale noastre, a municipiului Chișinău totalmente și deodată ajunge în turul 2? de unde a asta? Fiu. Nu, eu vă întreb. Dar nu e așa ceva. Primul rând, el a spus că nu va candida, că te dosarele. El și nou nu a spus aici. În, strug. în al doilea rând a zis că chiar dacă s-a terminat dosarele, numai atunci când o să chemi lumea, e o greșeală. Nu, da, nu trebuie luată, să aștepți cumva, nu, nu trebuie să aștepți, în chemi sens. lumea. Partidul nu a discutat, nu a discutat uh, încă cine să fie candidatul partidului, dar uh, uh, corect ar fi ca aceste alegeri în Chișinău să fie amânate peste doi ani de zile, să fie desfășurate. Da. Da. Dacă curte de piel menține cutrărirea primei instanțe de achitare doar închertoacă, să trebuie să revin în funcție. Doi ani de zile. Nu poți scos un primar din funcție. Dacă ne expiră mandatul, de ce bani? Dorin Gertoac poate reveni la primărie. Doi ani de zile, cât a fost... De juridic adică. asta noi vorbim. Eu vă spun semi juridic și semi omenești și tot sufletești și tot absolut. Și își duc mandat până la cap, doi ani de zile și primul să aibă ce a face mai departe. Pentru da, dar lui s-a da, luat 2 ani de mandat. Și despre Andrei Nastasă, pentru că el cât -o, a fost? Zile Andrei Nastasă a Astase refuzat. El doar a, ah. a, refuzat și a acceptat să rămână ministru decât uh -huh. Uh -huh. primar. E spun cumva că mare luptă se va duce între Ion Ceban sau mai bine zis toți sunt cu sufletul la gură când pasul să anunță candidatul lor și socialiștii de nu știu deși... am auzit deja că adică de ori Dodon a spus bătrân ce Da, dar nu e sigur. de eu nu știu de ce cumva s au scăpat Peleul. Peleul încă tot la ora actuală nu are candidat pentru e, bă, Apropo noi... toți au numai Peleu, socialiști și pasul deja. Da, bă, eu totuși în politică sunt mai vechi. Și știu mm -hmm. ce înseamnă scos prea de vreme un candidat. Mai ales la liberale. Iată, de exemplu, pe lista PAS au venit milionari în Parlament în 2019. Și nimeni, nicio vorbă. Dar s-a fost unul pe listă la noi, milionar, la Pelea. Păi, eu eram era luat în furci. Nu știu de ce, față de liberale, e mai mare atenție decât Să de spune că dumneavoastră sunteți milionari. <laughs> da. Aveți în România, Ei, băi, da, Pălești, băi, hotel... Știți cum s-a spus în România? La uh, Păina Brașov, uh, uh, tenisista, uh, cum îi zice? Simona? Simona Halele, Halep, cumpărat un hotel, 2 milioane și ceva. Mm -hmm. Știri în presă la București. Sputnic de la noi, scoate numele, prenumele Simona Halep și pune Mihai Gempu. Și dă știrea mai departe. Și toată lumea Gimpu are hotel 2 milioane și ceva. Eu nebunic n-am auzit treaba să zic. Măi, tot și ceva să... Și eu și răsfoiesc presă la București. Și găsesc pentru că mă uit, în text am văzut că textul nu e făcut din mâna zerișilor noștri. Mm -hmm. E făcut din mâna zerișilor de la București. Da, este diferență. este a a da. cu a mai mult și mm -hmm. am înțeles și am găsit. Dar și mai demonstrează vorba cu bancul celălalt, cu fata popi. Eu, încă o dată spun, am mașină, am apartament la Chișinău și este casa părintească la Că care și asta ai pus sub sechestru de placadiu când o s-a al doilea cu Dorin Piertoacă. Milionar. Nus. Nansfiu. Averea mea a fost unirea cu țara în România, libertatea și unirea unitatea, dar nu averea. Că eu am putut, din 8, primul parlament, eu atunci deschideam și la Comitetul Central pe tot, eram, eram stimat și urât și, și cum doriți, dar am putut să mă înțeleg cu cei care dețineau funcțiile să fac și eu. eu dar nu, nu, asta a fost scopul meu. Apropo, dar vorbim despre afaceri. Uh, ați menționat acum doi ani la, la Galben, Dorin, în, interviu, că afaceri cu petrolierele deja cam... Nu, nu, am vândut cu o parte. Nu uh -huh. Adică noi toți am vândut stația, Eurosimul. Am vândut. da. da. Am vândut. Acum o cercă o cumpărat, o construiești, faci una modernă, nu? Și da. dumneavoastră ați spus că iată totuși aveți niște afaceri, dar nu, nu ne spuneți ce nu, afaceri. Nu, am pus banii ca să nu stei banii morți. Am pus în bancă o parte, o parte, în altă parte, să, A, -am, am ce mânca. Dar afaceri, da. pe, e mare vorba la, de un rulaj. lagaj, da. nu gaj, dar cum se cheamă asta? Dobândă, dobândă, spunem, da, la, da, dobândă, spunem. la, da, 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 dobândă, asta, da, Asta, nu, tot. nu mă ocup. Atunci spunem, hai că era stația, vinde benzină, motorină, gaz și era. Eu n-am așa ceva. Nu vând și nu cumpăr nimic. Deci dumneavoastră definitiv ați încheiat subiectul Deci cu... acolo nu a fost, eu am fost numai cu treime din acțiuni, eu nu m-am ocupat de asta. Eu mm -hmm. am pus bani mai la început, atunci am murit soacră mea, mă am avut apartamentul ei, am avut un garaj încă în Chișinău, aici pe studenților undeva și l-am vândut. Și am pus, și încă am, cu banii colegilor, ei și-au întors cheltuieli și apoi am început să primesc eu dividende până... Așa că Asta a fost tot. Că mai făcut niște afaceri, e, trebuie să întrețin partidul, aici trebuie să recunosc. Legale. Nu am furat, mită, n-am luat. Un, un partid, unic în aud că formează partidul deodată, întreb, oare a cui omul ăsta, cine-i spatele lui? Moscova exact. sau oligarcul. Că nu poți fă... Și la jurnaliști e aceeași chestie da. deja. Că și la jurnaliști, jurnaliști da. Dar și da, stă în spatele da. Da, sigur, Domnule da, <laughs> Ghimpu. Eu și am cel am mai ascult. tare simătoare, da. dacă vorbim de presă da. de jurnaliști, că nu știi nici cauză, dar știi așa, au izolat uh, unioniștii. Și în primul rând pe Liberal, care cum v-am spus, vrem, nu vrem, dar Partidul Liberal are niște merite, avem niște rezultate, realizări. Pe Facebook, oricine poate să găsească realizările Partidului Liberal, la 25 de ani și la 30 de ani de activitate. Da? Uh -huh. De luptă politică al lui Mihai Dimpur. Și nu o să înțeleg de ce, iată, acum suntem izolați, Uniuniiști, ați văzut și în piață, nu s au vă dat voie. Uh, și nu s-au vorbit măcar România nu s-au pomenit de România care le ajută atât de mult, măcar da, este integrarea europeană, dar, dar putea cumva să lege în cuvântare și în tot, eu în gen. nu prea înțeleg ce se întâmplă, am citit în timpul că le-au la niște români să vină să treacă prutul, pe data de 20 încoace de frică să strige Moldova ardealul și la românească, dar strige numai uh, Europa, Europa Moldova, Europa este o politică greșită total greșit, așa cum comuniștii spuneau, o întrebam pe unul, nu se înțeleg, ce v-ați legat voi de România? și sunteți voi așa de antiromâni? Păi cu frații noștri. Dar chiar dacă nu frații noștri, sunt vecinii noștri, băi, cu vecinii treci bine. Și îmi zice, ei, dar cum altfel o să rezolvăm problema ta să Ai de capul vostru. Dacă voi credeți că fiind antiromâni să rezolvați problema ta nu voi o să o rezolvați. Moscova, eu au o format au o creat problema asta și numai ei poate să o rezolve. Așa că să vă și nu cu, cu, cu politica asta antiromânească. Și așa aici. Eu nu știu dacă dumneavoastră vreodată ați fost întrebat chiar nu sunt la curent, deși apropo, eu cred că 80% din toate interviurile posibile cu dumneavoastră, eu le-am urmărit personal, nu știu de ce, nu le, dar nu le, persoana nu, dumneavoastră... Nu le aveți crezi... cele din anii 88-89? Posibil, posibil, da. da. Eu am zărit la dumneavoastră o chestie destul de interesantă, pentru că eu cumva sunt uh, fascinat de haine, de stil, de uh, frumosul pe om îmbrăcat. Dumneavoastră aveți o tradiție de când eu vă țin minte, frumos să vă aranjați aici un buzunarel, dacă putem să-i spunem așa, la sacou. Buzunarel, probabil, să numește, când dumneavoastră puneți așa Batist. frumos. Batist. Eu cred că dumneavoastră aveți zeci, sute sau chiar mii de batiste nu, n-am, da. am, am Astăzi, multi. apropo, sunteți fără și eu stăteam și mă uitam și uh, mi-a sărit deodată în ochi și zicam da. Uh, de unde pasiunea Vin de la asta? de ce nu am cravată? Mm. Tata, tata așa, să vă arăt fotografii, pe internet. Tata, eu am lucrat jurist într-un trust de construcții. Cu, care cu macarale, okay. Nu, da? Și la resurse umane, cum spune secția cadre, a venit un fost căgăbist, adevărat, angajat, mm -hmm. și la pensie, mm -hmm. șef. Și tot îmi spune că naționalist, că mă vă să sfăbădele. Pechea eu îi spuneam. Mm -hmm. Și într-o zic, mai pete. m-ai obosit pe mine cu... Ia, hai la coloniza. Ați la coloniza, Vezi casa asta? Zic are o lanie din turda, E o casă frumoasă. Prispa e din piatră de regi întreg pe uh -huh. sus cu o de bor, cu voi la noi știi la, în tradiția istoriei Moldovei. Între de regi e piatră de un metru întreagă uh -huh. care face legătura, dar e de reg, o floare de reg, o floare și tot așa. Casă sănătoasă frumoasă construită. Zic, o vezi? O văd. Am uit în vale, da? Că nu suntem uite de deal, pardon. Zic, uite în vale și arată mie casă care să ca casa asta, construită în 36-37, părințul cununat în noiembrie 36, cred că 37, 36 o pornit-o de acum. Și atunci discutăm dacă ne-a eliberat. Nu? Iată, uite, este toate cordezii, și le vezi? Deodată se văd casele construite până la 40, până la liberarea voastră mm. și după. Acum, azi, că în casă. Duc în casă și le fotografii, Lu' tata. La diferite vârste. Patis, papion, ceas. gospodare. Peste, la vârsta mea de 70 de ani, am văzut pentru prima dată, era la un nepoate pe uh, linia mamei, sora mamei. Uh -huh, uh -huh. Fotografia e în Canada. Fotografia de la nuntă, tata și mama miriș Eu am pus-o pe Facebook-ul puteți să o găsiți să-l vedeți. Uh -huh. A rămas frapat. uitați mirează în 36 sau 37, când, cum sunt îmbrăcați. Și eu zic vai, pe ea. Și e liberat. Am muzica de -am la școală, ai văzut tata cum e îmbrăcat și mama și tot. Dacă îi arăți un învățător după 50 de ani de liberare a voastră, nu un dat, un an, doi, trei, dar după 50 de liberare, dacă îi arăți un învățător acum îmbrăcat ca tata, atunci până la liberarea voastră, apoi eu să o cot, de acord cine liberat. O chies pe Deci stilul Și n-am mai a... vorbit de, de liberare, de nimic. S-a terminat, gata. Stilul ăsta vine de la tatăl dumneavoastră. Da, care dar știți când a apărut? Când a apărut hainele, pentru că dacă nu era la noi bătiți clar că nu. Mm -hmm. eu am purtat un palton de la tată, toți smirau și mă întrebau, tată, un poltav, un um, poltav, un palton de postav, de material, nu știu, postav, îi spune, nu știu cum, francezesc, mm -hmm. gros, negru, și pe interior era cu pelcică de, de miel, de cărlan. Și eu las l-am întors. La parte de dus, era nu us. Și am spus un culer, nu. toți mă întreb, bă, de unde ai luat poltonul Și-a nu am pariz, nu am Dar mama spunea cu tata că aici, la cetăți, cum îi zic, la Calea Basrabi, era un evreu, avea o dugheană și el comanda și se și acum este un șal de lână franțuzesc, e la sora adus din Franța, leba îi spunea, să-l minte, că e la de ce ești ce și tot ce vrei. Și când a apărut de la noi, eu, primul magazin a apărut aici la noi, în clădirea asta unei primărie, în colț, cum să-mi cu magazinul acela, Ștefăniez, Ștefăniel, nu știu cum. Am cumpărat un costum al țin și acasă, s-o rup, chestii, l am mai mâncat, nu, l am nu știu, și dar îl păstrez. Eram îmbrăcat în trâns, m-am zis în Frankfurt, într-un magazin, să cumpăr iar un costum. Mm -hmm. Și așa, când s-a dat la costum, eu știe ce are magazinul, că magazinul ăsta nu-i dumneavoastră. <laughs> Primul magazin care și fie, cum au apărut aceste costume, cravata, batista, sigur că... Și apoi, să nu, nu trebuie să recunoști asta, a apărut moda din nou. Da, a da. și moda. Adică eu am mers pas în pas cu moda. Eu ieșeam, mă dușem, eram persoană oficială, avem vizite, chestii și clar că... Mai este un trend sau cel puțin acum câțiva ani, șalincile este care cumva erau de mult lungi, cu trandafiri, cu, cum a tot... E, eu am lucrat la mult în trebuie, spuneam de o bază de comerț. Ei, doamne, vedeți și am mai obosit eu. Cu șalincile este, cu... Era depozitul de parfum, era la noi. Uh -huh. Toate la Unde nu te ei? Neamuri, cunoscuți, arbitrași De cată, ori parfum, ori geant Ori diplomat, ori șalingă, ori sutien Piața este mi eu spui Că înainte nu mai spuneau spune spuneau spunea Buzgată și ele nici nu știu Și le-a și să spui care nevoie Am lăsat trei ani, am lucrat și am plecat de acolo Băi, nu, e, e imposibil A Am și aceasta că, Dar dacă e, Am o fotografie de la nuntă, dacă observați sau găsiți găsit, să vedeți Eu la nuntă sunt îmbrăcat în costum costum de catifea negru și am o floare roșie și soție. Adică așa putem să numai că am lucrat la mod galanterie. Adică la, eram în, sistemul de comerț. Așa am pus am eu un costum. Care după asta l-au mulți prieteni și s-au însurat costumul meu. și apropo, nu-i prima dată când am îmbrăcat costum și batist acum. Eu am fotografii cu costum și batist la buzunar, cravată de ceș, în când lucram la Molgan 3, atunci a fost o perioadă, am, am și acum am cravata și batista, albastră așa cu pătrățe, și când eram în președinte reform reformă, în când am luat eu partidul, 99, 2009, 2009, 29, da, am o fotografie cu Batista. De asta și vă zic, eu, cel puțin de când eu vă țin minte. Asta vă spun, influența din familie, tată, Simeon, Bădegic, Simeon că a venit la Moscova, Simeon a predat în centrul Imperiului, în capitala Imperiului, limba română la studenții lui, în grafie latină. Nu s extraordinar. Când venia acasă, să era strună. Da cu pantofii în mână. Mama, măi, Simeone, măi, ce a să zic lumea? Că n ai niște bani de pantofi, eu te Dar zice, mamă, eu cât am așteptat de asta să revin din nou pământul natal, să să-l simt cu picior. În pantofi, zice, e una, de disculță e alta. De deci, ce, zice, am luat pantofi mână ca să Patriot Sfânt, adevărat. pământul. Domnul Ligempo, unde am crescut. Noi tare mult vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici la noi în studio. Mulți cu ce vă dorim în... Viața dumneavoastră, sănătate, vă dorim mersi, în primul mersi. rând. Și, bineînțeles, vă dorim un viitor politic, dacă vă doriți. Nu, bineînțeles. Eu, eu acest... repet încă o dată. Eu am să în departe. Fie că am să fiu, cât sunt în funcția asta de președinte de onoare, cu executarea funcției de președinte, fie fără, dar funcție nu mai vreau. Eu n-am luptat în viața mea pentru funcție. Multă sănătate vă dorim! Mulțumim! Și bolă. Momente, momente minunate, momente memorabile să le aveți, să aveți parte de ele și, bineînțeles, să fiți un om fericit. Pentru mine nu contează cine va face Unirea sau nu contează cine care parte din Parlament. Important mm. să fie pentru cauză, pentru oameni, pentru adevăr și dreptate. Nu pentru bani, nu pentru Rusia, nu pentru străin pentru sângele nostru, fiindcă o familie dată de Dumnezeu, ea e sănătoasă și e mai puternică atunci când vin toți să așează la aceeași masă care au șezut. Dar dacă încercăm să rupem masa în două, să împărțim sau să-i furăm picioarele, cum la noi zi prin și unii să trăiască mai prin furat, că din păcate unii au înțeles că dacă nu se poate scurca în viață, nu are caritez nici de oameni de afaceri, nici de prea mari profesioniști în trăință, nu Și deci, în politic se lepește de unul, de a doua, și hați de aici, hați de acolo. Asta trebuie să deci. și trebuie să-mi Deci viitorul nostru aparține alături de neamul nostru, de neamul românesc, acolo unde vom avea și pace și securitate, în România are creștere economică, sunt probleme și acolo, dar totuși. Dar 50, totuși de, 50 de euro nimeni nu primește pensie acolo. Mihai Ghimpou este invitatul nostru de astăzi, președintele Partidului Liberal din Moldova. Voi să aveți un început de săptămână cât mai reușit, iar buna voastră dispoziție și, bineînțeles, stare să vă aparțină.